Cred că putem începe, toți vorbitorii sunt. Bună ziua încă o dată. Pentru publicul larg să facem așa un tur de table. Eu sunt Alexandru Musteață, director departamentului Bună Guvernare în cadrul Fundației Soros Moldova. Astăzi voi fi moderatorul acestui eveniment. Într-o altă perioadă am fi avut un eveniment offline care l-am fi numit o masă rotundă sau un atelier de discuții, educația la distanță în condiții de pandemie, provocări și soluții. Scopul evenimentului de azi este să analizăm starea de fapt a învățământului general din Republica Moldova și aspecte legate de trecerea de la educația în clasă, în școli, în instituții superioare de învățământ sau în grădinițe, la educația de la distanță, un proces care, în virtutea circunstanțelor, s-a făcut foarte rapid, un pic bine neașteptate. Eu mi-aduc aminte acum jumătate de an, un an în urmă, când vorbeam cu cineva despre diferite procese de digitalizare a educației, despre educația de la distanță, asta părea ceva destul de departe, ceva la ce o să ajungem în timp, după un set întreg de reforme care se vor implementa. Păi iată, situația la ziua de azi este că procesul sau educația de la distanță s-a implementat rapid cu forțele care au fost. A fost un efort colosal din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a direcțiilor raionale și municipale de învățământ, a școlilor, managerilor de școli, profesorilor și părinților de a trece acest sistem pe online cu toate provocările de rigoare, dar pentru a vedea care sunt într-un fel rezultatele, ce metode au fost aplicate, ce soluții au fost propuse și testate în această perioadă, Fundația a solicitat un mic studiu, o mică analiză domnului Sergiu Corlat, un expert în educație și lector la Universitatea Tehnică a Moldovei, de asemenea profesor în cadrul instituțiilor de învățământ general, care a analizat experiențele mai multor state, experiența Republicii Moldova în acest subiect și a propus și un șir de recomandări. Eu cred că această discuție este tot mai mult venită cu cât se discute foarte mult în societate despre un posibil al doilea val al pandemiei și riscul ca educația de la distanță să rămână o opțiune chiar și pentru anul de învățământ 2020-2021, care începe în septembrie. Avem 7 vorbitori, vom începe cu domnul Sergiu Corlat și studiul realizarea procesului educațional în condițiile izolării actorilor învățământului general. Vom continua cu domnul Pavel Cerbușcă, directorul Liceului Republican Aristotel și autorul unui alt studiu foarte apropiat acestui subiect, dar care a elaborat și sau a pregătit și un mic sondaj în rândul actorilor educaționali. După care vom oferi cuvântul doamnei Natalia Grâu, secretar de stat în domeniul educației în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Apoi doamnei Elena Grigoriev, profesoară în cadrul Liceului Teoretic din satul Doroțcaia, raionul Dubăsari. Apoi Daniela Terzi Barbaroș, psiholog în cadrul Centrului Psihologic Sinesis. Vom continua cu Cătălina Țurcan, care este parte a proiectului Educație Online, care acum elaborează foarte mult conținut pentru profesori și elevi. Apoi Adrian Braicov, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol. Vom încheia discuția de azi cu sesiune de întrebări și răspunsuri, apoi concluzii și recomandări. Domnul Corlat, aveți cuvântul, în alte circunstanțe, în engleză ar fi the floor is yours, în cazul dat, ecranul, microfonul și camera sunt a dumneavoastră, vă rugăm, aveți 10-15 minute pentru o prezentare a concluziilor și recomandărilor noastre. Bună ziua tuturor încă o dată. Da, trăim o perioadă provocărilor majore și așa o introducere. Deci, o coincidență. Acum 70 de ani în urmă, Isaac Asimov, în una din operele sale, a descris o societate în care se comunică preponderent la distanță și prin intermediul unor tehnologii similare celor pe care le utilizăm noi astăzi, dar puțin probabil. Deci el se referea la altă planetă, la alte tipuri și puțin probabil să fie avut să fie luată în considerație posibilitatea apariției unei asemenea situații aici, acum, pe planeta noastră. Bine.
Totul s-a întâmplat, într-adevăr, foarte repede, pe neașteptate. Stresul trecerii la învățământul online a trecut, suntem cu toții într-un regim de lucru mai mult sau mai puțin deja obișnuit pentru noi, dar să vedem cum au reacționat sistemele educaționale, pentru că niciunul, indiferent de nivelul de pregătire și de tehnologizare a societății, niciunul din sistemele educaționale n-a fost gata pentru o trecere imediată și totală în regim de funcționare online. Eu am să încerc să fac o distribuire a ecranului. Așa. Și aveți butonul în partea stângă jos. Da, da, da. Eu deja încerc să fac asta. Da, vedem. E vizibil. E vizibil. Așa, perfect. Deci, pandemia a afectat un număr foarte mare de participanți la sistemul educațional. Conform datelor pentru sfârșitul lunii martie, mai mult de 1,38 de miliarde de oameni au fost direct sau indirect, în special elevii, impuși să treacă la un alt regim de studii din cauza acestei pandemii. În context a apărut ideea de a analiza experiența de trecere la instruire la distanță în diferite țări și a face o sinteză a acestor experiențe naționale în același timp făcând o paralelă cu experiența noastră națională pe care am acumulat-o în aceeași perioadă. Așa. Dacă facem o trecere în revistă, scuze pentru aceste întreruperi, pentru că paralel pe ecran funcționează câteva ferestre, câteva aplicații și vrând nevrând sunt nevoiți să trec atenție de la una la alta. Așadar, dacă facem o trecere în revistă a celor ce s-au întâmplat în Republica Moldova, ceea ce a avut loc în Republica Moldova, pe data de 11 martie a fost sistat instruirea în format tradițional. În decurs de o săptămână, într-un termen foarte scurt, au apărut recomandările metodice pentru organizarea la distanță a procesului educațional, recomandări care au fost elaborate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. În paralel, chiar în mai puțin de 24 de ore, chiar a doua zi după ce a fost declarată suspendarea activităților, au început să fie realizate primele ore online. Și aici se poate spus că experiența care a venit din instituțiile de învățământ a fost foarte repede și eficient analizată de minister, de autorii acestui regulament, metodologii. A fost valorificată această experiență și în rezultat instituțiile de învățământ au primit un document util, practic, care poate fi care a putut fi utilizat de majoritatea profesorilor și managerilor școlari. Paralel cu aceste activități, la sfârșitul lunii martie a fost lansată o platformă de instruire online, este vorba de platforma Învăță Online, și au fost organizate și instruiri foarte scurte, dar eficiente, foarte practice, de utilizare a instrumentelor online, în special pentru cadrele didactice. Adică s-a făcut practic tot ce se putea face într-un termen așa scurt. În aprilie au fost realizate mai multe acțiuni care să
nu putem spune să normalizeze, dar să facă mai eficient procesul de instruire la distanță. Este vorba din nou de cursurile pentru cadrele didactice, startul proiectului mare de elaborare a resurselor educaționale pentru platforma educației online. Și tot în aprilie a fost și lansarea acestei platforme realizată. La nivel decizional, în aprilie a fost luată decizia de anulare a testării naționale în învățământul primar și gimnazial. Da, deja am vorbit, a fost lansată platforma educație online. Luna mai a început cu, de fapt, mai exact sfârșitul lunii aprilie, cu lansarea programelor, proiectelor de asistență psihologică pentru elevi, cadre didactice, conferința internațională și, evident, extinderea colecțiilor de resurse educaționale pentru instruirea online. Deci, ceea ce se putea de făcut pe termen scurt în Republica Moldova s-a făcut. Așa? Statisticile arată că, dacă vorbim în general de instruire la distanță, fără a specifica instruirea cu utilizarea tehnologiilor sau fără utilizarea tehnologiilor, atunci mai aproape toți elevii, 99%, au avut acces la instruirea în această perioadă. Cadrele didactice care s-au implicat inițial în procesul de instruire la distanță, procentul lor a fost de 86% pentru sfârșitul lunii martie, dar aceste date sunt foarte dinamice, se schimbă foarte repede în timp și pot servi doar ca niște puncte așa, istorice care pot să traseze, să extrapoleze procesele în timp. Care au fost principalele probleme identificate în această perioadă? În primul rând, pentru că vorbim de tehnologii, este ceea ce este ține de tehnologii. Canalele digitale de comunicare, dispozitivele de comunicare digitale și resursele educaționale în format digital. Deja am vorbit sigur și competențele digitale ale cadrelor didactice. Deja am vorbit atunci când am văzut linia de timp despre măsurile care s-au luat pentru a rezolva aceste probleme, dar dacă unele probleme pot fi rezolvate în timp scurt, rezolvarea altor ține necesită timp. De exemplu, procurările de echipament nu pot fi realizate în timp foarte scurt, atunci când este vorba de cantități mari. Partea cu comunicațiile a fost realizată foarte eficient datorită operatorilor de telefonie mobilă din Republică. Resursele educaționale, deja am vorbit, se elaborează masiv. Sunt în special resurse multimedia, așa, iar de competențele digitale a cadrelor didactice, de asemenea am vorbit, se organizează instruire online, la care participă în regim sincron sau asincron toți cei care au nevoie de aceste instruiri. Am vorbit și despre soluții deja. Așa. Analiza pe care am realizat-o pe un eșantion de sisteme educaționale a mai multor țări arată clar trei tipuri de organizare a procesului de instruire la distanță. Modelul centralizat, distribuit și decentralizat. Ce ar însemna modelul centralizat? Activitățile de instruire sunt trecute în format rigid într-un alt mediu.
De exemplu, în Ucraina sunt transmise folosind 8 sau, da, mi se pare că 8 canale diferite de televiziune cu acoperire națională sunt transmise online lecțiile pentru toate clasele, toate zilele, urmând un orar prestabilit fix pentru toți. Exact același lucru se realizează și în Federația Rusă, doar că sunt folosite canale digitale pentru aceasta. Modelul distribuit presupune, da, și evident, dacă vorbim despre modelul centralizat, se folosește o bază unică de resurse educaționale, bază care a fost creată, de exemplu, în Federația Rusă pe parcursul ultimilor 3 ani, cei au fost mai pregătiți în acest sens. Iar în Ucraina această bază de resurse se construiește acum în regim real, la fel ca și la noi. Modelul distribuit presupune mai multe platforme care pot să utilizeze, pot să fie utilizate de cadrele didactice, fie individual, fie la nivel de instituție, dar un număr de resurse limitat, așa, și recomandat de Ministerile Educației din țările respective. Și România, și Bulgaria, și Georgia se orientează pe, la utilizarea celorlași platforme pe care le utilizăm și noi în Republica Moldova. Este vorba de Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams și adică astea sunt cele recomandate de Ministerul Educației din aceste țări. Resursele tot sunt elaborate pe parcurs și sunt utilizate și cele care în diferite proiecte au fost realizate ceva mai înainte. În special, aceste resurse sunt, din nou, sunt resurse multimedia și resurse pasive. Modelul decentralizat este specific țărilor în care gradul de penetrare a activităților sociale de către tehnologie este foarte înalt. Și aici libertatea managerilor instituțiilor de învățământ de a alege până și orarul inclusiv asincron pentru organizarea lecțiilor este un element distinctiv. Al doilea element specific, sistemul decentralizat, este utilizarea resurselor educaționale inteligente, care nu doar transmit un mesaj educațional, dar permit și să fie controlat traseul progresului elevului. Despre asta o să vorbim și mai târziu, probabil, un pic. Deci, resursele interactive, care presupun interacțiunea directă a softului cu elevul și într-un fel, ghidarea acestuia, fără intervenție profesor. Deci trei modele, ceea ce este mai apropiat de acțiunile care au fost realizate la noi în Moldova este modelul distribuit. Am spus deja că soluțiile de organizare a procesului educațional în diferite sisteme, în diferite țări, diferă. Depinde de gradul de penetrare a societății de tehnologii și nivelul de adaptare care a avut loc să fie până la începutul pandemiei, a modelului educațional la utilizarea tehnologiilor de e-learning. Adică, pe cât de mult erau deja utilizate tehnologiile în momentul când a fost nevoit sistemul educațional să treacă la forma de instruire la distanță. Cu cât mai înalt era acest nivel, cu atât mai mic a fost stresul trecerii la instruirea la distanță în diferite sisteme naționale. Am
am vorbit deja despre modelul distribuit pe care îl urmăm noi și caracteristicile principale ale acestui model sunt oportunitățile de alegere a canalelor, platformelor și resurselor de instruire atât la nivel de instituție, cât și la nivel de cadru didactic și totuși organizarea activităților de instruire conform unui orar stabil pe care îl stabilește instituția de învățământ, iarăși preponderent în regim sincron. Dacă pe termen scurt s-a rezolvat problema activităților curente, atunci rămâne deschisă întrebarea ce facem după ce se revine în sălile de clasă, ce se va întâmpla în următorii ani școlari, rămânem pe un sistem pe care l-am avut până acum sau ar trebui să schimbăm ceva. Și atât, cele mai importante direcții pentru schimbare pe care le-am identificat în studiu sunt, în primul rând, actualizarea competențelor digitale a cadrelor didactice. Aceasta a fost una din problemele principale la început și un efort considerabil s-a depus pentru a actualiza într-o măsură posibilității aceste competențe chiar pe parcursul acestor luni. Totuși, ținând cont de specificul utilizării tehnologiilor informaționale și gradul lor de dezvoltare, viteza lor de dezvoltare, competențele digitale de cadrul didactic urmează să fie actualizate permanent. Deci, ceea ce s-a făcut acum nu este suficient. Din punct de vedere infrastructurii digitale, evident, este necesar să fie asigurate canale digitale pentru comunicarea didactică la distanță, la nivel de elev, profesor, instituție, ceea ce ar putea implica niște cheltuieli suplimentare la ceea ce se investește acum în în comunicațiile digitale, în educație. Dotările cu echipamente digitale, în primul rând, ar trebui de stabilit parametri optimali pentru dispozitivele digitale care se recomandă a fi utilizate de cadrele didactice și elevi, pentru că în condițiile instruirii la distanță, timpul petrecut în fața ecranului, fața monitorului, este mult mai mare decât în regim obișnuit. Care ar putea să fie urmările? Aici urmează să ne spună cei de la sănătate, să facă niște cercetări, analize sau să preia experiența și datele internaționale. Dar, în orice caz, este nevoie de anumite recomandări privind parametrii tehnici ai dispozitivelor utilizate în educație, pentru instruire. Resursele educaționale urmează să fie modernizate. Categoric, putem să lucrăm cu resurse multimedia pe termen scurt, dar dacă ne dorim o modernizare reală a sistemului educațional, a învățământului general, trebuie să începem să lucrăm cu resursele inteligente, interactive, care, cum am spus, pot să gestioneze traseul de învățare a elevului. Sigur că acest efort, da, este urmare, dar cu siguranță va fi asistat de companiile mari internaționale din domeniul tehnologiilor. Ceea ce ar fi logic să facem în acest context este stabilirea parteneriatelor cu liderii internaționali din domeniul TIC, în special cu cei a căror resurse le folosim masiv. Este vorba de Microsoft, este vorba de Google și posibil și alte companii care oferă soluții pentru educație.
Ceea ce este important în spațiul digital, securitatea elevilor și cadrelor didactice atunci când ei realizează activități în spațiul digital. Este o problemă deschisă, dar care se rezolvă din nou fie la nivel local cu ajutorul sistemelor de protecție, software-urilor de protecție, fie prin asigurarea unor canale sigure de comunicație. Și, evident, dezvoltarea platformelor pe care le utilizăm în educație. Se cristalizează acum câteva tipuri de platforme care se folosesc. Este vorba de platformele pentru resurse, platformele pentru managementul instituției educaționale și platformele sau sistemele informaționale la nivel de minister care pot să controleze toate activitățile pe verticală și să realizeze mai multe operații de management a proceselor educaționale. Păi, ceea ce ar fi util pentru viitor este incorporarea acestor trei categorii de sisteme software în unul singur, care să permite și lucru cu resursele, și monitorizarea activității elevilor, și controlul și gestionarea, monitorizarea tuturor activităților din sistem. Pe termen mediu am elaborat câteva, am stabilit câteva direcții de activitate care țin de, evident, elaborarea cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice. Cum am spus anterior, este o problemă care va trebui actualizată, soluția care va trebui actualizată continuu. Dezvoltarea repozitoriului de resurse digitale, iarăși și cantitativ și calitativ, resursele, cantitatea de resurse trebuie să crească, dar ceea ce este cel mai important este structurizarea, accesul rapid și capacitatea de a găsi acel resurs de care are nevoie profesorul la lecția concretă, pentru momentul concret și pentru clasa concretă. Ceea ce se poate realiza doar dacă identificăm, n-am găsit cuvântul mai potrivit decât gazdă acestui repozitoriu, adică o instituție care va avea grijă sa, mentenanța și dezvoltarea acestor resurse educaționale. Iar în momentele în care apar resursele noi, este ok să fie și analizate care este calitatea lor. Deci o omologare a resurselor și acceptanța în acest repozitoriu doar a resurselor care satisfac un anumit standard de calitate. Ce rămâne deschis în cazul instruirii la distanță pe termen scurt sunt evaluările. Am putea să realizăm evaluări curente folosind sistemele de evaluare care lucrează online, sunt în distribuție liberă, dar rămâne deschisă întrebarea pe cât de corecte sunt aceste evaluări. Ceea ce se poate de realizat în acest context este modificarea
conceptului de evaluare curentă sau chiar evaluare sumativă, nu prin restricționarea accesului la informații tipul evaluare, ci din potrivă prin oferirea accesului la toate resursele informaționale, așa? Dar atunci sarcinile care se formulează evaluare, în procesul de evaluare, ar trebui să fie altele decât cele pe care le realizăm acum. Adică informația suplimentară ar trebui să fie un instrument, accesul la informație trebuie să devină un instrument al evaluării. Evident, investițiile în infrastructura digitală trebuie să fie și ele continui și majore, aș zice. Pe termen lung, deja am vorbit despre ceea ce se poate de realizat pe termen lung, dar cel mai important ar fi probabil elaborarea unui cadru legal care să fixeze, să stabilească statutul și modelele de organizare a învățământului la distanță pentru diferite trepte de școlarizare. Nu putem vorbi despre același tip de organizare a instruirii la distanță pentru instituții de învățământ superior, pentru liceu, gimnaziu și școala primară. Fiecare treaptă de învățământ are specificul ei respectiv. Instruirea la distanță trebuie să fie organizată în conformitate cu acest specific. Reieșind din asta o nouă concepție a învățământului general, care să fie axată pe accesul liber la resurse pentru învățare, comunicare, tehnologii informaționale și pe îmbinarea instruirii tradiționale cu instruirea la distanță, ar fi ok să fie elaborat. Creșterea alocațiilor bugetare este inevitabilă odată cu tehnologizarea educației, iar în contextul lucrului cu sistemele informaționale care trebuie să fie conectate și interconectate și să permită toată gama de activități în educație, crearea unui cabinet digital al elevului și cadrului didactic ar fi impus. Și un portal educațional unic. Iată, acestea ar fi recomandările, câteva concluzii în final. Deci, reacția sistemului educațional la pandemia COVID-19 a fost una adecvată. Ea este similară modului de funcționare a altor sisteme educaționale din țările cu context similar, în sensul număr cadrelor didactice, elevilor și dezvoltării, nivelul dezvoltării TIC în societate. Activitățile curente se încadrează și în recomandările structurilor internaționale. La sfârșitul unei martie a fost elaborat cadrul de referință OECD și acest cadru prezintă modelele de organizare a instruirilor la distanță. Ceea ce se întâmplă la noi se încadrează perfect în acest model. Soluțiile și modelele la moment nu pot fi folosite eficient pentru perioade extinse de instruire. Companiile din domeniul TIC, organizațiile non-guvernamentale, la moment se implică activ în rezolvarea problemelor, dar această implicare trebuie să fie dezvoltată și extinse în timp. Modelele de comunicare și volumul de date prelucrate presupune transformarea structurală a activităților educaționale în instruirea la distanță și, evident, experiența acumulată pe care o avem în aceste 3 luni de activitate trebuie să fie valorificată într-o măsură cât mai mare posibilă, astfel încât noile modele de organizare a activității, a educației să fie la fel de fiabile, indiferent de modul de organizare, la distanță sau
în mod tradițional. Asta a fost tot. Sper că n-am depășit prea mult timpul. Da, mulțumim mult, domnul Corlat. Sunt sigur că o să fie și întrebări și comentarii din partea vorbitorilor de azi, dar vreau să le reamintesc celor care ne privesc online că pot lăsa comentarii pe pagina privesc.eu, aici în drept cu video este un mic chat, dar și pe pagina de Facebook a Fundației, unde este distribuit acest video. Eu deja văd unele întrebări aici plasate, dar o să le menționez mai târziu un pic. Acum vreau să dau cuvântul lui domnului Cerbușcă, care la fel a lucrat la un studiu similar privind învățământul de la distanță și a elaborat și un sondaj care arată cifre foarte interesante. Domnul Cerbușcă, vă rog mult să ne povestiți și despre rezultatele sondajului și despre concluziile și recomandările dumneavoastră. Domnul Cerbușcă, vă auzim un pic cu întreruperi, nu știu de ce. Bună ziua, cum se vede bine? Nu, nu e mai bine. Era bine atunci când am testat comunicarea și acum. Păi acum am venit pe același lucru, adică... Da, iată acum, parcă e ok. Acum mai bine, da? Așa. Bună ziua, vreau să mă străduim mai spus și să vizez pe care am avut în acest studiu. Mulțumim domnul Vlad pentru că ne-a informații utile. Îmi pare rău, dar tot vă auzim cam... S-aude cu mici întreruperi, nu știu de ce. Poate încercăm căștile noastre sau care le-am... Da, minut încerc să pun căștile. Așa. Minut. Așa, tehnologia e bună și utilă, dar deseori ne joacă fiesta. Astea sunt riscurile. Da, sunt o serie de riscuri. Și în Republica Moldova avem viteză bună la internet comparativ cu alte state din regiune și o penetrare a internetului destul de bună. Se pare că în zona Europei de Sud-Est suntem chiar liderii în acest domeniu. Uh-huh. Și asta, de fapt, a ajutat foarte mult la rezolvarea problemelor trece așa de rapidă la studiul la distanță. Da, asta e un avantaj. Domnul Cerbușcă, colegii de la privesc.eu îmi recomandă să faceți un refresh la pagină. So, haideți să încercăm să vedem dacă vă auzim acum. Da, acum se aude mai bine? Alo, de ziua? E mai bine? Doar rău? Parcă e mai bine, dar tot sunt mici întreruperi. Poate faceți un refresh la pagină? Așa, a revenit. Da. Alo. Acum? Da, acum e mai bine. Da, am făcut repede. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Așa este situația în învățământul online. Cu aceasta ne ocupăm cam în fiecare zi profesorii și elevii. Vreau să spun că vreau să revin la cele spuse de domnul Corlat, că mi s-a părut informație destul de utilă, doar că în mare parte majoritatea celor care fac analizele acum a învățării la distanță pun accent pe aspectul tehnic. Avem calculatoare, nu avem calculatoare, suntem conectați la internet sau alte aspecte legate de partea tehnică. Eu aș dori să mai atrag atenție și la unele momente, anume legate de procesul educațional. Ceea ce m-a plăcut mult atunci când a început acest proces fi organizat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a fost faptul că au pus accent pe umanizarea educației, anume să nu facem prea multe presiuni asupra elevului, să nu pedepsim prea mult elevii care nu au posibilități, dar să îi atragem. Și studiul meu chiar l-am intitulat anume că învățământul la distanță este o alternativă pentru învățământul tradițional care trebuie să fie modificat, schimbat radical. Am să încerc să plasez o informație pe care să o
expun pe parcurs ca să o aveți cu toții. Este vorba despre materialul pe care l-am studiat. Nu știu dacă se vede acum pe ecran. S-a văzut pentru un clip și a dispărut. Acum și încerc încă o dată, un minut. Așa. Acum și cred că se vede. Nu încă. Acum se vede. Da. Și aici, în acest context, vroiam să spun că am făcut un chestionar, am studiat experiența din școlile sau din ceea ce au propus profesorii. Sigur că noi cu toții am simțit o schimbare de mentalitate și în special ceea ce vrem să facem în educație. Schimbarea trebuie să se bazeze, în primul rând, mi se pare că pe implementarea unei noi paradigme a educației axată anume pe formare de atitudini și valori, mai puțin să acțin pe elementul anume de cunoștință. Domnul Cerbușchi, iarăși vă auzim cu mici întreruperi. Poate deconectați semnalul video. Așa. Haideți. Da, nu, e aceeași problemă. Încercați să încerc să... Da, un refresh iarăși la pagină și apoi să un refresh la pagină și apoi să faceți distribuție de ecran sau partajare de ecran. Haideți să încercăm acum. Acum se aude mai bine? Da, vă auzim. Deconectați camera mai bine și apoi partajați ecranul. Se vede bine? Da. Da. Și ca să nu ocup foarte mult, am să vorbesc despre rezultatele. Da? Iar se probleme? Da, cum se vede ecranul, e bine. Dar da. Camera dumneavoastră... Am să vorbesc despre rezultatele chestionarului care l-am aplicat pe un eșantion foarte larg. Este vorba de 35.000 de elevi, 24.000 părinți, 6.000 jumate de cadre didactice și 650 de manageri școlari. În această perioadă au conectat la internet, la Domnul Cerbușchi, vă auzim iarăși cu întrerupere. Dacă e posibil. Mai bine, deconectați partajarea ecranului și încerc eu să partajez prezentarea dumneavoastră. O clipă, o am aici. Dar vă rog să faci un refresh iarăși la pagina noastră. Așa. Domnul Cerbușcă, ne auziți? Da. Da, dumneavoastră păstrați camera și microfonul, eu am să partajez ecranul și am să... Deconectați partajarea de la dumneavoastră. Da, bine. Am să partajez eu ecranul și... Bine. Acum e bine? Da, acum vă audim. Da. Atunci, dumneavoastră, de acum eu am să merg pe slide-ul care de acum deja este legat de date de statistice. Așa, următorul. Iată aici aș vrea să mă opresc câteva momente. Majoritatea respondenților au fost din mediul urban, vedeți 60% și din mediul rural 40%. 20% am fost clientele care au fost adresate respondenților și cel mai utilizat instrumente digitale au fost
telefonul care e la început de bază, pe vreme, sarcini individuale, este lecții online, lecții de date, proiecte educaționale, portofolii în format electronic, precum și altul. Nivelul de organizare de la distanță, cum s-a menționat ca o formă de la bine, pe context slab. Da. Domnul Cernic, da. Aparent viteza e cam slabă a internetului dumneavoastră și facem sharing pe ecran și de asta noastră opriți partajarea. E oprit acuși încă o dată, așa cum e bine. Noi încă vedem ecranul nostru. Acum e mai bine. Da, dați aure. Faceți un refresh la tab, nu porniți partajarea ecranului. Da. Da, opriți iarăși, da, așa. Cum. Alo, domnul Cerbușcu, sunteți cu noi? Da, acum, da. Deci păstrați camera video închisă și nu partajați ecranul, fac eu partajarea ecranului. Bine? Bine. Deci, dumneavoastră, închideți, că acum văd că e partajată la dumneavoastră. Da, bine, acum și nu? Așa. Și fac eu partajarea ecranului. Iată, trebuie să fie vizibil partajarea mea. Da. Da. Îmi spuneți când schimb slide-ul și eu îl voi schimba. Da, acum se aude bine, da? Acum vă aud bine, da, pentru că e viteza slabă internetul la dumneavoastră. Da, am înțeles, da, bine, mulțumesc. Vreau să menționez că la început, în primele două săptămâni, situația a fost cea mai complicată, dar pe parcurs, începând cu luna aprilie, numărul de elevi s-a mărit foarte mult, a crescut și numărul profesorilor care s-au implicat și au utilizat platforme online. Au fost reduse foarte mult temele pentru acasă, fiindcă s-a provocat foarte multe întrebări și în unele cazuri au dispărut cu totul pentru că profesorii au încercat să le propună copiilor sarcini creative, mai multe posibilități ca să studieze ceea ce se întâmplă în jurul lor decât să studieze manuale și să învețe anumite teorii. Acum, următorul slide, aș dori să pun accent pe aspectul anume legat de câteva întrebări care au fost adresate respondenților. Dacă elevii au avut întrebarea cât de mult cred ei că au înțeles sarcinile pentru lucru independent, vedem din aceste cifre că majoritatea au înțeles și s-au implicat foarte bine, însă este și un procent de aproximativ 3-3,5% de copii care le-a fost mai dificil. Pe când profesorii, în varianta de mai jos, acest diagram se vede că ei nu au observat acest lucru și asta este o problemă, când profesorii credeau că au explicat totul, dar copiii nu au înțeles foarte bine. La următoarea informație, consider că este necesară interacțiune online cu profesorii în această perioadă. Majoritatea, peste 86%, au spus că da, au fost și dintre cei care au spus că nu au nevoie. Unii dintre ei nu au avut nevoie din considerentele că se descurcau foarte bine, au avut foarte clare sarcinile, alții pur și simplu deci au negat și vreau să spun că dacă vorbim de modernizarea ingineria educației tradiționale, ar trebui de atras atenția acestui punct pentru că mulți copii au menționat că ei nu se implicau, nu de aceea că nu aveau instrumente digitale performante, dar câteodată erau negativ, aveau atitudine față de acești profesori care erau prea multe sarcini și erau foarte complicați și atunci ei nu se implicau deloc. Mai jos este o întrebare cu referire la cât timp pe parcursul zilei, în opinia părinților, a luat deci îndeplinirea sarcinii propuse de profesori. Această întrebare a fost adresată și elevilor și cadrelor didactice, precum și managerilor școlari. Dacă observați, majoritatea sunt de la 2 în sus și vreau să spun că au fost cazuri când copiii trebuiau să stea câte 5, 6 și chiar 7 ore ca să realizeze sarcinile, în afară de ceea ce se făcea în online cu profesorii. Următorul slide, vreau să analizez câteva informații despre cadre didactice. Ele, în cadre didactice, în principiu,
au fost, s-au implicat foarte activ, au menționat că la început, cum am zis, a fost mai complicat, pe urmă s-au reorganizat, dar 80% din cadrele didactice, 60% din elevi au avut nevoie totuși de instrucțiuni speciale cu referire la utilizarea platformelor educaționale, așa cum cunoaștem că analfabetismul în acest domeniu printre actorii educaționali este destul de înalt. Cu referire la opinia pe care am analizat-o, dacă a fost creativ sau dacă au fost originale sarcinile, mulți profesori și-au schimbat foarte repede paradigma de învățare, au pus accent mai mult pe creativitate și pe sarcini caracter, anume de studiere, de descoperire, de cercetare. Cadrele didactice, sigur că în această perioadă au muncit mai mult decât în perioada de mai înainte, pentru că în afară de ceea că trebuia să pregătească sarcinile pentru copii, aveau nevoie și singuri de anumită instruire și mai ales că în grupurile mari este mai complicat de organizat acest lucru. În următorul slide voi vorbi despre părinți și vreau să spun că în această perioadă părinții s-au implicat foarte activ. Dacă noi în perioadele de mai înainte nu știam cum să-i atragem pe părinți ca să se implice și să devină partenerii foarte buni ai profesorilor, acum ei s-au implicat, pe de o parte mulți din ei se găseau acasă și erau alături de copii, dar pe de altă parte trebuiau să asigure condiții și să monitorizeze activitatea elevilor. Aceasta a schimbat și mult și mentalitatea profesorilor, fiindcă ei au văzut pe părinți care de obicei stăteau în spate și sigur că erau mai atenți față de ceea ce se întâmplă. Chiar am observat cultura comunicării a crescut foarte mult, fiindcă nu se mai întâlneau cazuri de acestea care se întâmplau în clasă când copiii ridicau vocea sau unele cazuri chiar jicneau copiii. Dar vreau să spun că părinții au fost și ei implicați cu probleme, fiindcă simt că nu au avut necesitate, nu au avut pregătire necesară și pedagogizarea părinților este foarte importantă. În următorul slide voi vorbi despre cadrele manageriale. Directorii și directorii adjuncți s-au implicat de asemenea foarte activ. Aici dumneavoastră vedeți în față care sunt principalele activități de management care au fost organizate cu diferiți actori educaționali și cele mai multe au fost discuțiile individuale, au fost monitorizate activitățile de la distanță, mesaje pe e-mail și Skype, schimb de bune practici, elaborarea și gestionarea rapoartelor, discuții telefonice, ordine și dispoziții, formări de la distanță, revizuirea fișelor de post, fiindcă trebuia să și revadă și activitățile pe care le organizau în această perioadă profesorii și elevii, diferite ghiduri, conferințe, dezbateri, consilii și altele. În următorul slide, de asemenea, cadrele manageriale au atras atenția asupra unor propuneri pentru autorități locale și centrale, printre care, sigur că ceea ce a menționat și domnul Corlat este formarea cadrelor, dotarea cabinetelor cu tehnică, motivarea cadrelor, asigurarea cu mașini și instrumente digitale, susținerea familiilor cu anumite probleme, consolidarea parteneriatelor cu părinții și autoritățile locale, monitorizarea respectării cerințelor curricula, organizarea școlilor după modelul altfel, simplificarea curricula, stocarea bunilor practici, conectarea la internet calitativ, responsabilizarea și pedagogizarea părinților, precum și altele. Și în următorul slide sunt mai multe propuneri pe care managerii școlari le-au avut ei pentru ca să intervină pe parcurs. Aici sunt aceste propuneri legate atât de securitatea și sănătatea vieții, în special în condițiile de criză, contribuția la dotarea cabinetelor, la formarea cadrelor didactice, la anumite platforme care trebuie să fie învățate de la distanță, formarea competențelor transdisciplinare și accentul pe formare de atitudini și valori, implementarea evaluării online la disciplinele școlare, anume pe parcursul învățării tradiționale și multe altele care le vedeți mai jos, dar ceea ce aș vrea să atrag atenție este vorba despre faptul că managerii școlari și-au exprimat poziția diferit. Unii contau pe ceea ce a spus și domnul Corlat, că este nevoie ca să existe o singură platformă pentru școală sau pentru mai mulți agenți educaționali și chiar formarea cadrelor didactice de către un singur institut sau un singur centru. Părerea mea este că aici ar trebui să lucrăm mai mult la cultura digitală și faptul ca
cum este în Estonia sau în alte țări, unde populația să fie ridicat nivelul culturii și să nu centralizăm prea mult, pentru că de regulă cunoaștem că atunci când se centralizează, se impun anumite situații și educația, de fapt, trebuie să aibă un mediu de dezvoltare mai liber, pentru că personalitatea nu se formează și nu se dezvoltă în condiții foarte, foarte rigide. Cu referire la următorul slide, tot la cadrele manageriale, sunt și niște probleme care le-au identificat ei împreună cu elevii. Unii copii nu s-au încadrat în procesul de învățare din mai multe cauze. Sunt le vedeți aici pe ecran, dar cel mai important sunt că în această perioadă ei se găseau la bunici sau nu erau în area de acoperire. În această perioadă, în afară de acest copil, mai erau și alți copii care învățau sau membrii familiei. De asemenea, erau implicați în munci agricole, nu întotdeauna era bună calitatea internetului, precum și în situația de astăzi, sau erau bolnavi sau nu se trezeau la timp. Unii copii se găseau peste hotare, unii copii se înhibau de prezența părinților sau erau distrați de zgomotul din casă. O parte din copii acordau ajutor bunicilor sau erau preocupați de frațele, surorile mai mici. Nu toți copiii reușeau să intre în lecțiile la ora fixă și chiar unii copii considerau că se află în vacanță. Și apropo, acest lucru a fost menționat și de unii părinți. Deci de ce voi vă implicați școala când copilul stă acasă? Dați-mi voi, eu să mă ocup cu el, fiindcă este acasă și știu ce să fac mai bine. În continuare voi atrage atenția câtorva concluzii de bază. Primele de, dați următor, așa. Deci principalul este că în această perioadă, ceea ce am spus și la mai înainte, este vorba despre faptul că învățarea la distanță a fost cumva o alternativă care a fost studiată și luată ca bază pentru reformarea întregului sistem educațional tradițional. Aici accentul trebuie să punem nu atât pe cunoștințe, ci pe dezvoltarea mai mult a competențelor, să punem accent pe formarea de caractere, de dezvoltarea valorilor și atitudinilor. Și aici dumneavoastră observați mai jos câteva elemente care asigură acest lucru. În primul rând, trezirea curiozității elevilor și valorificarea inteligențelor lor, fiindcă dacă le propunem copiilor sarcini creative, atunci nu trebuie să impunem copilul să învețe, el singur va face acest lucru pentru că va înțelege că este o posibilitate pentru dezvoltarea sa profesională și dezvoltarea în carieră. De asemenea, sigur că ar trebui să fie utilizate alături de multe manuale și ghiduri, de asemenea și materialele, produsele care sunt în format digital, să implicăm cumva mai activ părinții, să punem accent pe stilul cadrelor didactice de la cel autoritar spre unul mai democratic și mai participativ, să valorificăm bunile practici din țară de peste hotare și nu un lucru puțin important este ca să orientăm copiii spre produse concrete, propunând sarcinile să fie mai puține și mai adaptate pe interesul lor, pe nivel intelectual și a copiilor. Și aici multe produse pot fi realizate împreună cu membrii familiei, împreună cu prietenii și colegii care sunt în preajmă. Și câteva recomandări care sunt în următorul slide, voi atrage atenție următorul, încă peste unul. Deci este vorba despre faptul că atunci când Ministerul Educației, Culturii și Cercetării au propus metodologie pentru organizarea învățământul la distanță, sigur că noi am simțit cu toții ca să fie mai concretizate mai bine sarcinile pentru profesori, pentru elevi și pentru părinți, de asemenea să fie reglementat timpul, fiindcă a fost una din problemele care a identificat-o, că elevii se găseau în fața calculatorului și a televizoarelor foarte mult timp, dar cunoaștem că aceasta este o problemă. De asemenea, cu documentarea orarului activităților, un moment important în această perioadă a fost, de asemenea, să învățăm din greșeli și să manifestăm deschidere pentru o schimbare de calitate. Trebuie să elaborăm lecții, video și programe educaționale pentru diverse situații de învățare și apreciez foarte mult inițiativa primăriei și a diferitor agenți care s-au implicat în proiectul educațional, adică pregătirea materialelor deci pentru perioada aceasta de criză, dar care trebuie să fie și pentru celelalte perioade. Această anume perioadă de criză ne-a schimbat foarte mult mentalitatea și ne-a făcut să mai mult să atragem atenție asupra culturii comunicării, asupra aspectelor legate de atitudini și valori. Și ultimul slide, aș fi vrut să fac concluzie generală cu referire la faptul că
Dacă noi vorbim acum de competențele digitale, sigur că nu trebuie să punem accent doar pe această competență, pe toate cele împreună, fiindcă totul se găsește într-un complex, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi. De asemenea, cu siguranță ar trebui să atragem mai multă atenție valorificării inteligențelor emoționale, adică inteligenței care ține de domeniul afectiv și de dezvoltarea domeniului psihomotor, adică transpunerea celor învățate în situații cotidiene, devenind experiențe de viață. Sigur că părinții elevilor ar trebui implicați și mai activ și să-i pedagogizăm și aceste și alte repere considerăm că sunt foarte importante pentru implementarea unei paradigme noi a educației, care la bază anume stă formarea de dezvoltarea de atitudini și valori fundamentale pentru dezvoltarea personalității autonome, creative și deschise spre progresul social. Mulțumesc mult și sper ca raportul care, sau mai bine zis studiul care l-am realizat, să fie studiat mai amănunțit de pe site-ul Institutului de Politici Publice și acolo să fie analizat într-un context mai leger cifrele și datele care sunt prezentate. Mulțumim mult, domnul Cerbușcă. A fost interesant de văzut cum reacționează părinții, elevii, profesorii, managerii școlari la acest proces, la această trecere de la un tip de educație la alt tip de educație. Vreau acum să o invit pe doamna Natalia Grâu, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Doamna Natalia, ați auzit acum un șir de recomandări din partea experților, ați văzut și unele cifre cum actorii educaționali reacționează, care este părerea și poziția lor. Cum vede Ministerul Educației situația curentă? La ce etapă sunteți acum cu procesul de trecere la educație de la distanță? Și de asemenea, vreau să vă întreb, știu că înainte de criza actuală, Ministerul a lansat discuții publice despre sau cu privire la la strategia educației, Educație 2030. Cât de mult asta a schimbat viziunea Ministerului cu privire la viitorul educației în Moldova și care sunt planurile de mai departe și unde noi, societatea civilă, experții, chiar și cei prezenți aici sau cei care ne ascultă, se pot implica și vă pot ajuta pentru a avea o educație de calitate și asigurată egal pentru toți. Doamna Natalia? Dar nu vă auzim, doamna Natalia. Bună ziua, tuturor. Bine acum. Vă salut pe toți și vreau să mulțumesc foarte mult Fundației Soros pentru receptivitatea și deschiderea pe care a manifestat-o. Într-adevăr, în cadrul platformelor de discuție pe care le-am avut, am reiterat ideea că, din păcate, sistemul educațional, la etapa la care a luat decizii prompte pentru a asigura continuitatea procesului educațional de la distanță în contextul pandemiei, nu a putut pe alocuri să poată face referință și să ia deciziile în funcție de anumite repere și recomandări științifice la acest capitol, ce înseamnă învățare la distanță, ce impact are, ce înseamnă evaluare, ce înseamnă proiectare la distanță și varia necunoscute pe care le avem astăzi în față ca provocare și deopotrivă o penurie de studii, cercetări în domeniu, de aceea salut inițiativa Soros de a veni cu aceste studii care pentru noi ca sistem sunt foarte valoroase. Mulțumesc domnului Sergiu Corlat, mulțumesc domnului director al Liceului Aristotel, Pavel Cerbușcă, pentru faptul că au împărtășit viziunile, experiențele și rezultatele unor studii. E o cifră impunătoare, 35.000 de elevi, este o voce pe care trebuie să o auzim. Este o voce care trebuie să ne dea de gândit și pe care nu avem dreptul moral să o ignorăm. Vreau să zic că pentru noi, în calitate de sistem educațional, acum suntem la etapa la care mai avem procesul educațional, durează până în data de 29 mai, așa cum cunoașteți, și la această etapă suntem preocupați de continuitatea procesul educațional la distanță, dar deja încadrând acest proces educațional permanent
spre niște indicatori de progres și de calitate în creștere. Mai sunt trei săptămâni în care putem mai enunța concluzia că sistemul educațional, armata de cadre didactice din sistemul educațional au făcut față cu stoicism acestei situații, au demonstrat unitate și responsabilitate și au făcut printr-o ardere a etapelor, pentru că nu am avut un cadru care să ofere și experiențe și experiența de formare inițială sau formare continuă, prin care profesorul să fie pregătit să facă față aceste provocări. De aceea, încă o dată, le mulțumesc tuturor pentru responsabilitate, angajare și faptul că nu au lăsat copiii singuri în fața acestei situații fără precedent. Ce este foarte clar pentru tot sistemul. Primul lucru este clar că avem un sistem puternic. Al doilea lucru e că cu toții ne asumăm necesitatea unei schimbări la fața educației, o revizuire a paradigmei educaționale, atât din perspectiva profilului beneficiarului, cât și din perspectiva profilului cadrului didactic, cel care trebuie să facă, să asigură calitatea procesului educațional. Pentru noi este foarte clar în acele planuri post-crize pe care le-am fixat, multitudinea de dimensiuni pe care trebuie să o realizăm, iar în contextul strategiei 2030, la care dumneavoastră ați făcut referință și la care noi la moment lucrăm împreună cu UNICEF, va fi selectat deci echipa de experți care va dezvolta acest document de importanță națională și noi avem suportul european pentru a dezvolta un document bun. Sigur că ceea ce se întâmplă este o dramă și o traumă colectivă, dar această experiență va contribui indirect calitativ în trasarea celor direcții prioritare pe care noi le vom schița în strategia 2030 și ponderea, accentul, importanța educației online, educației de la distanță, rolul creșterii, rolul și importanța creșterii nivelului de literație digitală a cadrului didactic va fi reconceptualizat, revizuit, precum și acelor competențe digitale. Așa cum știm, competența digitală este una dintre competențele cheie pe care vrem să le formăm elevului. Este o competență necesară nu doar copilului și necesară într-o viziune strict pragmatică, utilă, ca el să o poată aplica, dar și cadrul didactic. Acele standarde de competență digitală nu trebuie să stea undeva pe foaie, deci ele trebuie formate în calitate de competență vie, activă. Și mai mult decât atât, ce m-a învățat pe mine experiența în calitate de părinte în această etapă? Competența digitală și competența didactică a părintelui, care în această perioadă a devenit mai mult ca niciodată parte activă a sistemului educațional. Vreau să punctez câteva elemente foarte importante. Că în acest design, în această viziune a strategiei, educația online, digitalizarea va trece ca un fir roșu și ca o prioritate pentru a pregăti pentru viitor sistemul educațional de asemenea șocuri, care ne-au pus în situația de a demonstra suficientă reziliență, înțelepciune și capacitate de solidarizare. Totodată, așa cum ați putut vedea, noi am mizat foarte mult pe resursele sistemului și, într-adevăr, cum a specificat și domnul Corlat, noi am mers pe modelul distribuit, ținând cont de capacitățile sistemului. Nu am putut să-l facem suficient de descentralizat, oricât nu ne-am fi dorit, dar credem că e mai bine și e mai mult decât să ai un sistem strict centralizat, pentru că avem o țară mică și avem situații foarte diferite de la școală la școală și că avem în vedere întotdeauna și acel clivaj urban-rural, avem întotdeauna în vizor diferențele pe care le au diferite instituții de învățământ, iar pentru noi prioritar este ca dincolo de aceste diferențe dictate de mediu, de capacitatea instituției, de dotare, de competențele cadrului didactic, de
resursele și de poziția socială pe care o au părinții copilului, noi trebuie să asigurăm acces la educație fiecărui copil și calitate, și această educație trebuie să fie inclusivă, fiecare loc online, fiecare loc față în față. Dacă ați observat, în această etapă noi am pus un accent foarte mare și pe psihoeducație și pe etapa de acordarea suportului pentru psihologic pentru copii. Această sentimentul că ei nu sunt singuri și sentimentul că sistemul educațional vine în ajutorul lor. Este aici în videoconferință Daniela Tierzi Barbaroșe, care împreună cu Fondul ONU pentru Populație implementăm programul Alexa Mă Simt Bine. Avem programe similare cu Mensana, în care venim în ajutorul părinților. Punem accent pe educație parentală și toate aceste aspecte despre care eu vorbesc acum rămân în continuare a fi direcții prioritare, pentru că înțelegem că ele sunt valoroase. Ne bucurăm că avem un sistem de psihoasistență și servicii de psihoasistență descentralizate în teritorii, pentru că acum am putut utiliza această resursă importantă a sistemului. Ne gândim în continuare și avem în vizor cum putem adapta utilizarea învățământului de la distanță, platformele, ca să asigurăm caracterul inclusiv al educației pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. Și aceste platforme trebuie să fie inclusive. Este foarte important ca să nu să păstrăm simțul bunei măsuri și să nu supra-solicităm copiii, cadrele didactice cu foarte multe platforme. De aceea, în termen scurt, sistemul educațional va pune la dispoziția cadrelor didactice, a comunității educaționale, mai multe instrumente valoroase. Doar trec în revistă aici faptul că am dezvoltat un catalog electronic pe care îl vom livra la nivel de sistem. Ne punem în sarcină și ne asumăm responsabilitatea pentru protecția datelor cu caracter personal și vrem ca sistemul educațional să ofere acest serviciu. De asemenea, prin sistemul de management educațional și prin platformele pe care le avem, suntem deja la etapa de dezvoltare a unei platforme naționale monitorizată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care să asigure cerințe unice și să vină suportul sistemului în eventuale situații în care ne vom confrunta cu contexte atât de complicate și traumatizante pe alocuri pentru comunitatea educațională. Ceea ce vreau să mai punctez pentru alte domenii deci pentru întreg sistem educațional. La această etapă, noi înțelegem cât de importantă este resursa umană în sistem. Apreciez faptul că experții au subliniat rolul capacitării cadrelor didactice. Am pus și noi accent pe acest domeniu. Pentru viitor, instituțiile care asigură formarea inițială a cadrelor didactice, universitățile pedagogice, colegiile pedagogice, instituțiile care asigură formarea continuă a cadrelor didactice vor avea de regândit conținutul și competențele pe care le formează cadrelor didactice. Și din perspectiva creșterii nivelului de literație digitală, acele structuri care sunt responsabile de cercetarea în domeniul educației vor așteptăm să vină cu studii temeinice și institutele noastre de cercetare să vină și să ne zică cum se schimbă la față didactica disciplinilor școlare astăzi, în ce manieră didactica fiecărei discipline, chimie, fizică, limba și literatura română, trebuie să integreze didactica online a disciplinei. Pentru că a face o lecție online înseamnă și capacitatea de a proiecta online, de a aplica instrumente online. Comunicarea didactică față în față este alta decât comunicarea mediată. Avem nevoie de capacitare, avem nevoie de imobilizarea tuturor structurilor pe care am zis și, desigur, de implicarea societății civile, de implicarea partenerilor europeni,
ca această intervenție să fie una asumată, responsabilă și capabilă să susțină proiectul. Eu vă mulțumesc foarte mult, mi-am notat foarte multe idei utile și cred cu tărie că sistemul educațional va veni cu soluții pentru întreaga țară. Ați văzut că în contextul pandemiei, alături de sistemul de sănătate, sistemul educațional este în prima linie și, dincolo de faptul că va asigura calitatea procesului educațional, vreau să ne asumăm împreună cu toți pedagogii mesajul și misiunea de a păstra spiritul ăsta optimist în societate. Este viața dincolo de COVID, haideți să ne unim forțele și să mergem împreună. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamna Griu, pentru mesajul ăsta optimist la final. Că... Da, închideți, vă rog, microfonul la dumneavoastră. Am închis. Vă mulțumim pentru optimismul de la final, că există viață și după COVID. Cred că toată lumea îl ține ca un mantra așa în fiecare zi, că iată trece și revenim cumva la viața de până acum. Acum o să mergem de la nivelul central de politici, la nivelul ministerului, în teren, acolo unde se aplică de fapt toate aceste recomandări politici, regulamente, ghiduri. În cadrul instituțiilor de învățământ vom vorbi cu doamna Elena Grigoriev, profesoară în cadrul liceului teoretic din satul Dorotskaya, raionul Dubăsari. Doamna Elena, vă mulțumim că sunteți cu noi astăzi. Cum se vede situația din punctul de vedere a unui profesor? Cât de receptivi sunt elevii? Care au fost provocările dumneavoastră și cum faceți față acestora și care ar fi recomandările dumneavoastră pentru ceilalți colegi de breaslă? Cum să adaptăm sau cum planificați să adaptați procesul didactic în noile circunstanțe? Doamna Elena, dacă ați putea în 7-10 minute să ne expuneți punctul dumneavoastră de vedere. Da, bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru invitația la acest atelier și pentru posibilitatea de a împărtăși experiența și provocările cu care ne confruntăm noi profesorii, elevii și, în ultimul rând, părinții în procesul de studiu la distanță. În primul rând, eu aș vrea să comunic despre experiența mea personală și a colegilor mei în procesul de studiu la distanță. Noi, din start, am fost provocați să asimilăm rapid un proces absolut nou pentru noi. Am întâmpinat dificultăți chiar de la inițierea procesului de educație la distanță. Primele zile de studiu online au fost dificile, fiindcă nu toate cadrele didactice aveau pregătirea necesară, și anume competențele digitale în folosirea platformelor educaționale. Fiecare profesor a început să folosească diferite aplicații și tehnici de predare. Majoritatea utilizau Viber-ul, Messenger-ul și Zoom-ul. Respectiv, elevii erau nevoiți să instaleze mai multe aplicații pe telefoanele lor. În dependență de potențialul dispozitivului, nu toți elevii reușeau să instaleze toate aplicațiile pe care le foloseau profesorii. Problemele cele mai simțitoare pentru noi sunt, atât la unii profesori cât și la unii elevi, lipsa tehnici performante care ar facilita posibilitatea de a folosi aplicațiile de comunicare și platformele educaționale. Nu toți profesorii au abilități digitale versate. Profesorilor de vârstă pensionară, în general, le este dificil să asimileze aplicațiile digitale. Și aici aș vrea să menționăm ce soluții am găsit la noi în liceu. S-a realizat un frumos parteneriat între tinerii specialiști și pensionari prin intermediul consultațiilor individuale. O altă problemă este lipsa contactului viu cu elevii și anturajul de clasă. Unii elevi, fiind în condiții casnice, pierd interesul și motivația de a studia, pierd din concentrarea atenției sau în genere se ocupă cu alte lucrurile în timpul orilor. Mulți copii depind de ajutorul părinților sau de telefonul părintelui, care la momentul orei de instruire este la serviciu și copilul respectiv nu are posibilitate să fie prezent conform orarului la lecție. Lipsa posibilității de asigurare cu echipament digital, mai ales în familiile cu mulți copii, care au necesitate să participe concomitent la procesul educațional, conform oralului stabilit. Aș vrea să vă zic cum eu m-am descurcat în această situație, fiind profesor și mama a 3 copii, dintre care 2 sunt școlari. Și în situația dată, în prima jumătate a zilei, aveam nevoie de 3 spații de studii și 3 echipamente pentru a realiza sincron orele.
ceea ce nu era posibil să asigurăm. Un moment care ne-a ajutat să ne descurcăm a fost faptul că învățătoarea de la clasele primare folosește aplicația Viber, ceea ce ne permitea să asimilăm și să realizăm materia predată după masă. De asemenea, un moment pozitiv, și aici aș vrea să mulțumesc Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, precum și Fundația Soros, fiindcă sunt unul din cele 20 cadre didactice norocoase din Republica Moldova care a beneficiat la ziua de azi de tehnica de calcul, atât necesară la moment. Faptul respectiv m-a ajutat să realizez mai calitativ instruirea și aș vrea să vă încurajez să continuați asemenea proiecte de a facilita predarea la distanță. De fapt, toate aceste provocări ne-au impulsionat să improvizăm și să găsim soluții, ca de exemplu, necesitatea predării la distanță a apropiat părinții de copii și anume procesul de studii, cât și ne-a încurajat să găsim soluții de comunicare cu părinții mai operative, creând grupe de discuție doar cu părinții și menținând legătura permanentă comunicând despre problemele întâmpinate în procesul de studii. Totodată, în procesul de predare la distanță, ne bucurăm de folosirea site-urilor de socializare, și anume Facebook-ul, unde s-a creat diverse grupuri educaționale, ca de exemplu grupul Suntem Activi Acasă, grupul Liceul Teoretic Dorotskaya, Școala Părinților, prin intermediul căruia profesorii, atât elevii cât și părinții, se împărtășesc cu rezultatele muncilor, cu produsele realizate de elevi. Respectiv, noi pe baza acestora putem face concluzii cum ne-a reușit să realizăm obiectivele propuse. În părerea mea, pentru îmbunătățirea procesului educațional la distanță ar fi necesar instruirea cadrelor didactice pentru formarea competențelor de a pune în practică platforma educațională aleasă de instituție, să se identifice soluții pentru instruirea și a părinților, asigurarea cu echipament necesar cadre didactice pentru implementarea procesului educațional la distanță, și crearea bazelor educaționale digitale pentru toate treptele de învățământul general. Doar că tehnologiile digitale să rămână ca un instrument de instruire, dar școala rămâne să fie acea cu elevii în bancă. Vă mulțumesc, doresc tuturor inspirație și optimism. Da, vă mulțumim foarte mult. Provocarea cred că crește pe foarte mult atunci când sunteți și profesoară și mamă a trei copii, deci sunteți, aveți un rol dublu și foarte mult sunt în această situație când trebuie să lucreze cu un grup de 20, 30, 40 și plus elevi din școală, dar și cu copiii de acasă, deci aveți un rol destul de dificil, cred eu. Subiectul asigurării tehnice atât a profesorilor cât și a elevilor figurează în foarte multe întrebări pe care le urmăresc aici pe platforma Privesc.eu și pe Facebook. Foarte mulți își pun întrebarea cum reușim să asigurăm tehnic toți copiii și profesorii, astfel încât toți să aibă acces egal la educație. Cred că despre subiectul ăsta o să vorbim un pic mai târziu, la sfârșit, când o să la partea de întrebări-răspunsuri. Acum aș vrea să-i dau cuvântul Danielei Terzi Barbaroși, psiholog în cadrul centrului Sinesis. Recent citisem un articol scurt în care specialiștii în resurse umane înaintau un nou termen, Zoom fatigue, un termen în care persoanele creează, nu știu, o mică formă de depresie sau de anxietate provocată de prea multe întruniri, ședințe, conferințe online. Și atunci mă gândeam, dacă oameni maturi, cumva deprinși cu stresul, formați așa binișor, au această problemă, ce se întâmplă atunci cu copiii și în școli, care e bulversat toată activitatea lor. Daniela, vă rog. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și da și nu, domnul Busteață, pentru că această oboseală digitală, din păcate, într-adevăr, a lovit mai mult în părinți și profesori. Copiii aveau antrenați ochii și dexteritatea în folosirea tehnologiilor și cred că dintre toți trei, din acest trio minunat din educație, cred că copiii au fost cei mai bine adaptați până la urmă. Mulțumesc pentru subiectul care l-ați pus pe agenda, pentru că bunăstarea emoțională, într-adevăr, este cheia pentru performanța academică. Așa cum am susținut mereu în toate discursurile mele și aparițiile publice, mă interesează în mod special bunăstarea
psihologică a tuturor actorilor educaționali, nu doar a elevilor, pentru că acest trio minunat de care spuneam părinți, profesori și elevi, poate mai mult decât altă dată în această carantină și-au arătat resursele, punctele forte, dar din păcate și punctele slabe, pentru că unii cedează, unii plachează și despre asta aș vrea să încerc să trec în revista azi câteva dintre tematicile mai stringente pentru aceste dimensiuni. Eu mă bucur în mod special, nu mi-aș fi dorit sigur că într-un alt context să ajungem în carantină, pentru ca subiectul importanței culturii psihologice să fie atât de des discutat, dar mai mult decât în carantină asta nu mi-amintesc nicio perioadă în care în Moldova să se vorbit atât de mult despre necesitatea asistenței psihologice, mersurile la psiholog, bunăstarea emoțională a tuturor oamenilor, pentru că fiecare în felul lui acum cedează sau, din potrivă, se întărește și este important să cunoaștem aceste mecanisme pentru ca ulterior să putem construi în baza acestor cărămizi și să nu inventăm bicicleta. Perioada carantinei este o provocare fără precedent pentru toți, bineînțeles, și deși învățământul la distanță este o soluție bună, acesta nu poate substitui învățământul din sala de curs. O să rezonez aici cu doamna profesoară, care am simțit și la ea jinda pentru interacțiuni umane consistente cu profesorii, cu semenii. Este important pentru toată lumea să avem această parte din umanitatea noastră, felul în care interacționăm ne potențează de cele mai deseori resursele. De aceea, oricât de mult nu mi-ar place și mie folosirea tehnologiilor și înțeleg care sunt beneficiile, nimic nu locuiește interacțiunea umană până la urmă. Ceea ce vreau în mod special să apreciez, eforturile pe care le fac autoritățile, în special Ministerul de Resort, managerii și corpul profesoral, sunt enorme. O dinamizare mai mare, din nou, nu știu dacă am simțit vreodată în acest sector. E o muncă colosală, de fapt, pentru toți actorii educaționali, inclusiv sau în mod special pentru părinți, și eu o să mă opresc mai mult la acest subiect un pic mai încolo. Mai dezavantajați din punctul meu de vedere, dacă m-ați întrebat așa ca o primă delimitare, din punctul meu de vedere, actorii educaționali din zonele rurale sunt mai dezavantajați din foarte multe puncte de vedere. Mă refer acum mai mult la spațiul instructiv și la spațiul accesului la tehnologii. Din punct de vedere însă psihologic, se descurcă mai bine, pentru că carantina decurge altfel în mediul rural, sunt mai multe interacțiuni umane, acolo munca în grădină, alergatul pe afară, toate astea până la urmă îi ajută pe toți să se simtă emoțional mai bine. Totuși, în baza concluziilor pe care le facem pe seama asistenței de prim ajutor, probabil știți de grupul care îl avem pe Facebook, dar și alte inițiative similare în care interacționăm cu tot soiul de beneficiari, am încercat să trec în revistă câteva dintre problemele stringente pentru profesori, elevi și părinți. Cred că le este foarte greu și celor de la minister, dar nu am avut interacțiuni cu grupul celor care sunt cei mai implicați în procesele de digitalizare a învățământului. Presupun că și acolo e destul de mult surmenaj, dar din perspectiva lucrului nostru cu beneficiarii, am avut destul de mulți profesori, părinți și elevi în această perioadă. Digitalizarea învățării a adus provocări mari pentru profesori care, de fapt, s-au pomenit că ar trebui din mers să învețe anumite lucruri. Pregătirea temelor trebuie realizată altfel decât făceau până acum, până la carantină. Prezentarea temelor solicită altfel de abilități decât cele necesare în interacțiunile reale cu elevii. Ne mai vorbim de faptul că le lipsește feedback-ul elevilor și toți profesorii care ne aud acum sau care ați mai interacționat și voi știți foarte bine că pentru ei ochișorii, cum spun de obicei profesorii, sunt foarte importanti, să vezi că cineva te aude și te înțelege. Atunci când vorbim intermediat de un gadget, de un oarecare, nu știu, calculator sau telefon, este foarte dificil și chiar frustrant pentru profesori, pentru că mulți elevi nu-și conectează camera sau nici microfonul. Respectiv, profesorul nu prea știe câți realmente îl ascultă și câți poate prive seriale între timp. Fiind în mediul familial, elevii nu sunt motivați să participe în mod activ, să colaboreze în activitatea online sau să inițieze învățarea pe cont propriu. Mulți au luat această perioadă totuși ca pe o mică vacanță sau un fel de vacanță.
fără un cadru reglementat instituțional, așa cum este școala sau sala de curs, fără reguli prea clare despre cum decurge și cum se decurge procesul de învățare online și cum sunt lecțiile online, fără rigor sau pedepse, dacă pot spune așa, o intonație mai ridicată sau o privire mai dură a profesorului, respectiv elevii sunt dezangajați. Profesorii sunt debusolați din această cauză, pentru că nu prea ai cu cine interacționa. Mulți profesori au descris și stări de vinovăție, dincolo de surmenaj de care spuneam, dar vinovăția că nu pot face lecții online mai atractivă pentru elevi. Simt și ei probabil acest dezangajament a elevilor de care spuneam. Și da, sunt extenuați, cum ai spus tu, Zoom fatigue, noi spunem digital fatigue, adică oboseală digitală. Spunea domnul Corlat la început că ar fi important și medicii cumva să se pronunțe. Într-adevăr, am citit niște studii care arată că zgomotul subliminal produs de neperceptibil urechii, dar produs de calculator sau oricare alt gadget, obosește foarte mult creierul. Ne mai vorbim de faptul că se întâmplă ca sunetul să se transmită cu oarecare pauză. Mișcările, mai ales dacă e un profesor sau un elev așa mai dinamic ca mine, care mai dă din cap și din mâini, toate astea provoacă fragmentări pe ecran, ceea ce obosește foarte mult ochiul, dar mai ales creierul. Pentru ele, provocarea mare în această perioadă este menținerea interesului și motivației pentru învățare și evitarea plictisenii. Aceste aspecte erau importante, adevărul este că și până la carantină. Dar odată instalată carantina, a devenit din ce în ce mai greu pentru toți, mai ales pentru părinți, să le mențină elanul și angajamentul pentru cei ce au de făcut. Mulți părinți se luptă cu un regim oarecare a zilei, cu o prezență mai activă a elevilor și, din păcate, din ce înțelegem de la părinți, nu prea le reușește. Viața elevilor în carantină este fragmentată. Am înțeles de la colegi că totuși există un oarecare oraș, văd și eu după fiicele noastre că sunt cumva într-un termen prestabilit orarul lecțiilor și apoi au parte de pregătire pentru teme, dar am observat în alte cazuri că unele ore se întâmplă în mod haotic cumva, nu așa cum era până la carantină, când prima parte a zilei este strict dedicată școlii, iar a doua parte interacțiunilor, relaxării și așa. Unii dintre elevi se plâng de acest haos legat de orarul zilei. Din cauza izolării și a lipsei de comunicare cu semenii, elevii au într-adevăr fluctuații de dispoziție care determină probleme de asimilare a informației și efectuarea temelor de acasă, spun ei, că este acum un proces mai dificil, se realizează ca timp, are nevoie elevul de obicei de un timp mai mult de a se pregăti pentru teme, fie pentru că o parte din teme nu sunt pe deplin înțelese de elev, ceea ce se întâmpla de obicei la sala de curs, profesorul mai dădea explicații, copiii puteau adresa întrebări, în spațiul online această interacțiune nu este atât de des întâlnită sau nu poate fi neapărat tot timpul asigurată de contextul tehnologic pe care îl utilizează cei implicați, respectiv informația nu este la fel de bine înțeleasă de elevi așa cum era în timpul școlii. Din cauza stresului, unei elevi ajung să fie apatici sau chiar depresivi. În cazul adolescenților este mai acut, sunt mai acute asemenea probleme. Pentru copiii mai mici, dezorganizarea, plictiseala, lipsa interesului pentru studiu, altfel spus, pierderea motivației pentru învățare este problema cea mai mare. Din nou, din punctul meu de vedere, din ceea ce am observat, mai vulnerabilizați în aceste circunstanțe sunt copiii din familii dezorganizate, unde persistă mediul violent, fizic, de exemplu, sau verbal, care e un mediu nesigur pentru elevi, astfel încât ei sunt efectiv puși în situația să supraviețuiască și sigur că nu se poate vorbi în așa context de calitatea învățării. La fel și elevii din familiile cu venituri reduse sunt mai dezavantajați în această perioadă, fie pentru că nu au acces la tehnologii, fie că mediul sărăcăcios sau cu anumite lipsuri îi determină o bunăstare emoțională mai proastă. Pentru unii copii trebuie să recunoaștem masa de la școală, de exemplu, putea fi o salvare. Da? Și atunci când nu avem nici asta asigurat, cel puțin pentru ciclul primar sau în funcție de aranjamente dintr-o comunitate sau alta, este destul de gravă situația acestor copii. Pentru aceste grupuri de elevi, mă gândesc că e necesar să
regândim cumva abordările pentru a crea un mediu inclusiv și echitabil, cum spunea și doamna Grâu, trebuie să ne asigurăm că toți copiii beneficiază de educație în această perioadă, în special dacă se așteaptă valul 2 în toamnă. Cele mai frecvente probleme menționate de elevi totuși ar fi următoarele. Temele par mai dificil de înțeles decât în viața reală, predarea nu este suficient de atractivă, teama de evaluare, pentru că e un pic diferit decât felul în care se întâmplă asta în sala de curs, interacțiunea virtuală cu semenii și cu profesorii nu e la fel de mulțumitoare și de aici pierderea interesului, oboseala de care spuneam și secătuirea resurselor emoționale, da? Pentru că nu mai ai niciun fel de drive să stai să privești ecranul nici la 15 și nici la 8 ani, credeți-mă, e cam aceeași atitudine pentru statul neterminat la calculator. Problemele în familie sau disconfortul creat cumva de mediul familial atunci când este un mediu neplăcut și probleme emoționale un pic mai acute. În anumite cazuri am avut destul de multe semnale privind anxietatea, apatia, nervozitatea, creșterea comportamentelor disfuncționale, autodestructive sau destructive la copii. Mai vulnerabili din acest punct de vedere sunt copiii din clasa 1 pentru că ei nu au încă internalizate regulile pentru specifice cadrului instituțional care este școala. Și când tu debordezi de energie și îți furei călcâile să alergi, trebuie să stai de la 9 la 2, cum am văzut un orar a unui copil mai de unezi. Elevii de clasa a 4-a sunt la fel de frustrați și mai expuși cumva acestor probleme pe care le-am menționat din cauza evaluărilor și intrării în ciclul gimnazial cu foarte multe necunoscute pentru ei. Clasa 9-a din nou pentru încheierea ciclului gimnazial și clasa 12-a în special în legătură cu preocupările tuturor determinate de accesul la studii de universitate. Bineînțeles, aceste preocupări sunt cumva rezonabile, dar în cazul unora, ele cumva sunt potențate de incertitudine, de exemplu. Tuturor, de fapt, în așa situații, îi sfătuim pe toți să urmărească pagina Ministerului de pe Facebook, pentru că acolo sunt cel puțin de 2-3 ori pe săptămână actualizări privind contextul de învățare și mi se pare o idee grozavă să menții tot timpul acest dialog cu actorii educaționali. Ultimii, dar nu cei din urmă, pentru că toți laurii, din punctul meu de vedere, trebuie să meargă către părinți. Bine, profesorii, am spus ce am avut de spus și mi se pare o muncă colosală și am tot respectul. Mi-a rămas în minte profesoara din Drochia care a spus la un moment dat că tot ce se întâmplă acum mi se pare un reactor nuclear. Chiar cred că este așa, dar din cei care ne contactează pe noi mai mult, mai vulnerabili totuși în această perioadă, ne pare a fi părinții. Oboseală, stres, lipsa abilităților de predare, de care spunea și domnul Cerbușcă, suprapunerea programului elevului cu programului copilului elev cu programul personal de lucru, între timp griji și probleme legate de bunăstarea economică a familiei, de exemplu. În special este greu pentru părinții copiilor preșcolari sau celor cu elevi în clasa 1, tocmai pentru că nu au aceste abilități de lucru individual și nu au internalizat regulile de care spuneam. Și acum imaginați-vă cum e în cazul familiilor cu mai mult de un copil, care locuiesc într-un apartament cu odaie, de exemplu, și cu părinții care între timp și mai lucrează, cum spunea doamna profesoară. Problemele în utilizarea platformelor și în cazul nostru chiar azi s-a văzut în live cât de mult contează sincronicitatea în discuții și dacă, de exemplu, acest lucru se întâmplă în decursul orelor, cu siguranță pierdem cumva și părintele și elevul. Părintele se stresează că nu poți impune pe elev să rămână, mai ales dacă are 8 ani, da? Și vrea să țopăie. Nu prea poți să-l impui. Transformarea asta părinților în polițiști mi se pare o misiune ingrată în perioada carantinei. Sunt părinți care spun că ar fi bine să fie procurate softuri licențiate în acest scop și nu folosirea unor platforme care există la moment, mai ales dacă va exista valul 2. S-ar putea întâmpla ca softurile licențiate să ofere un cadru mai sigur și fără aceste biasări sau turbulențe care există. Din punctul meu de vedere, resursele emoționale ale părinților sunt la pământ și dacă se așteaptă valul 2 a epidemiei în toamnă, atunci mi se pare de drept neonest să se mizeze atât de mult pe implicarea părinților. Cine îmi cunoaște traseul profesional, știți că eu sunt
o mare susținătoare a parteneriatului școală-familie, dar în cazul de față mi se pare deja cinic cumva presiunea pe care societatea o pune pe părinți, pe implicarea părinților. Pentru că nu trebuie să uităm că ei între timp totuși lucrează, majoritatea dintre ei lucrează. O bună parte din ei nu au abilități de predare, respectiv mi-e și teamă să-mi imaginez cum ne curge un proces de predare a lecțiilor de la un părinte stresat, furios, probabil, nemulțumit, către un elev speriat și debusolat și el. În concluzie, pentru că avem timp puțin și am și depășit timpul alocat, una din lecțiile cu care plecăm din această perioadă, din punctul meu de vedere, este că învățarea nu mai înseamnă doar predare, evaluare. Învățarea autentică nu depinde de curriculă, de absențe și de note, ci de motivația intrinsecă, de conectarea cu profesorul și conectarea la grupul de semeni, de sentimentul personal, de contribuție și apreciere a muncii care am depus-o. Învățarea se construiește pe curiozitatea nativă a oamenilor, sau trebuie să se construiască așa, și pe nevoia de a te simți util și apreciat. Paradoxul acestei perioade ne dă posibilitatea de a regândi ce este învățarea și de a testa noi moduri de a inspira și a încuraja învățarea autentică, pornind chiar de la interesele elevului și profesionalismul și entuziasmul cadrelor didactice. Școala online în perioada izolării este un moment de reflexie și reformare pentru sistemul educațional din Moldova. Digitalizarea forțată și cumva așa peste noapte aduce în prim plan o serie de provocări care nu țin neapărat de partea tehnologică, însă care sunt accentuate și evidențiate de aceasta. În lipsa cadrului rigid a școlii, al metodelor de control și monitorizare strictă, înțelegem că deconectarea elevilor de la școală, lipsa interesului și autonomiei în învățare sunt probleme mari. Profesorii și părinții văd pentru prima oară atât de clar la ce ajută sau nu ajută școala pe elevi, pentru ce viitor îi pregătește. Toate aceste aspecte se resimt mai târziu în piața muncii, unde tinerii intră demotivați, fără o structură, un plan, fără obiective, ci din inerție. Niște adulți nefericiți, frustrați și fără chef de muncă. Conștientizarea problemelor, reflecția asupra oportunităților sunt primii pași spre acțiune, spre regândirea unui sistem de învățământ în plină cădere. Refacerea acestea va fi premisa pentru o piață muncii mai dezvoltată, mai performantă, mai eficientă și spre o economie mai puternică, cu adulți mulțumiți de viața lor, cu randament înalt și cu o bună condiție psihologică. În ceea ce privește bunăstarea emoțională a actorilor educaționali, există un șir de inițiative pe care le apreciez enorm ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în colaborare cu partenerii de dezvoltare, ale centrilor de asistență psihopedagogică municipale și raionale, iar rezultatele nu vor întârzia să apară. La moment, cum spuneam, mai multe preocupări îmi fac pentru părinți și profesori, pentru bunăstarea lor emoțională. Cred că trebuie să ne facem mai mari griji acum și mai ales în perioada estivală, când epuizarea își va spune cuvântul. Educația în carantină este oportunitatea conectării, a dialogului pentru găsirea soluțiilor. Este cert faptul că nu este eficient să ne bazăm nici pe părinți și pe profesori, pe post de polițiști, și nici să punem totul pe umerii elevilor. Conjugarea eforturilor, dar și angajamentul tuturor actorilor educaționali trebuie revăzut, modificat, ajustat acestor vremuri. Era digitală setează alte reguli de funcționare și trebuie regândite conținuturile curriculare, procesele educaționale, rolul profesorului, proactivitatea elevilor și finalitățile educaționale. Un alt moment mai bun pentru elaborarea noii strategii educaționale nici că se putea găsi. Tot greu și multe lecții de învățat și mai ales de abordat în noile politici educaționale, ceea ce se va întâmpla pentru elaborarea noului document de sector. Și sper acolo, așa cum spunea și doamna Grâu, digitalizarea va fi firul roșu, bunăstarea emoțională la fel, pentru că am văzut un discurs public foarte angajat în scopul bunăstării educaționale a actorilor educaționali și presupun că de asta se va ține cont și noul document de politici. Mulțumim mult, Daniela. Eu priveam aici comentariile care sunt pe Facebook și foarte multă lume spunea că dozarea corectă ar evita supra-solicitarea și surmenajul ăsta și o diversificare clară a sarcinilor pentru a evita la fel supraoboseala. Un program bine gândit este necesar. Cred că este o recomandare foarte bună pentru autorii care vor lucra la viitoarea strategie educației sau la diferite documente de politici în acest domeniu.
Cum cu tot procesul care l-am discutat până acum despre rolul ministerului, despre rolul profesorilor, despre cum are loc dialogul între profesori și elevi, între managerii școlari și profesori, ministerul. Există un proiect pe care eu cred minunat, se numește Educație Online, un proiect în care s-a depus și se depune în continuare un efort extrem de mare, cu foarte mulți parteneri implicați, inclusiv Fundația Soros este unul din ei, de crearea unui conținut. Deci un proiect care vine în asistența profesorilor și elevilor prin filmarea, montarea, distribuirea orelor de curs pentru toate treptele de studii, de la clasele primare până la liceu. Astăzi se cunoaște Cătălina Țurcanu, ea este parte a echipei acestui proiect și lucrează împreună cu mulți alte persoane și voluntari inclusiv în elaborarea acestui conținut. Cătălina, ai putea să ne spui mai multe despre proiect și la ce etapă sunteți, cum decurge procesul? Cu siguranță. Bună ziua încă o dată, mă numesc Cătălina Țurcanu și sunt de fapt producătoarea rubricii Resurse Educaționale Deschise în cadrul emisiunii EduTalk. Este o rubrică desfășurată în parteneriat cu Centrul Educațional Prodidactica în cadrul proiectului Shift-Edu, finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. Scopul emisiunii noastre este de fapt de a aduce mai multă claritate și instrumente utile pentru reforma educației care să corespundă cerințelor secolului 21. Și unul dintre principii pe care le urmăm sau după care ne conducem este în primul rând adaptarea la situațiile curente și la necesitățile curente. De exemplu, în contextul pandemiei globale, așa după cum procesul de învățământ a fost transferat în mare parte în mediul online, noi am dezvoltat o nouă rubrică în cadrul emisiunii și anume rubrica despre care vorbeam anterior, Resurse Educaționale Deschise, ce oferă suport profesorilor în procesul de predare la distanță și familiarizează cu instrumente și resurse utile sau ce le-ar putea fi utile în acest proces. Și mai mult decât atât, fiecare material elaborat de către noi este elaborat într-un mod participativ și cercetăm și implicăm target grupul final. Dar după cum spuneați și dumneavoastră, în ultimele două luni, împreună cu compania Crunchyroll, am avut oportunitatea să contribuim la un alt proiect foarte, foarte util, deci la procesul de creare al proiectului Educație Online. Mai exact, am fost responsabil de gândirea și coordonarea filmărilor pentru cele 2000 de lecții online, deja existente în cadrul proiectului și deja stocate pe platformă la momentul actual. Unele dintre ele încă mai sunt în proces de a fi încărcate, dar au fost filmate deja 2000 de lecții. Și procesul, pot să spun că a fost unul bine structurat și datorită cooperării dintre fiecare actor în parte, am reușit să ducem la un bun sfârșit obiectivul propus pentru prima etapă. Zic prima etapă pentru că urmează să fie și o a doua etapă. În proces au fost implicate peste 20 de echipe de filmare, 60 de voluntari divizați pe diverse procese și peste 360 de profesori care au fost coordonați și ghidați de către Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport a Municipiului Chișinău. Dar, după cum era de așteptat, participarea în cadrul acestui proiect a venit și cu o serie de lecții învățate și astăzi o să mă refer la două dintre ele. Am să încerc să vorbesc cât mai succint. Deci, în primul rând, unificarea viziunilor și realității fiecărui actor în parte, fiecărui actor implicat în proces, a fost o provocare, pentru că nu avem doar profesorii, avem și realizatorii, avem și elevii, totodată avem și persoanele care filmează, persoanele care editează. Aici mă refer la faptul că, dacă ar fi să luăm profesorii în parte, profesorul de regulă este obișnuit cu un stil de predare, și anume în clasă. În acest moment, deci în timpul filmărilor, el a fost nevoit să iasă din această zonă de confort, el a fost nevoit să pregătească un scenariu conform unui model bine stabilit, să-și revadă prezentările și să le ajusteze, astfel încât ele să se integreze atât în formatul solicitat de către noi, dar și în cele 15 minute de filmare. Deci, vă dați seama, este diferit de ceea ce face el în mod normal. Iar toate acestea, ca într-un final, să iasă în fața camerei și să livreze conținutul pregătit și poate pare un lucru simplu, dar vă spun că nu este un lucru deloc ușor.
Și pe de altă parte avem operatorii de cameră, avem editorii care în momentul în care filmau, montau și editau materialele, trebuiau să țină cont că produsul final, deci cel care ajunge pe platformă, la TV sau pe YouTube, nu este unul publicitar, așa cum au fost obișnuiți până acum, pentru că nu prea au avut oportunitatea să participe în proiecte educaționale, ci este o lecție în toată regula, în tot sensul cuvântului. Iar acest lucru a însemnat, după cum spuneam, schimbarea stilului cu care au fost obișnuiți până în acel moment. În alte cuvinte, acest proces sau acest proiect, aș putea spune că a însemnat nu doar o colaborare, dar și o adaptare atunci când vine vorba despre diferite viziuni, background-uri, actori și așa mai departe. Și o altă lecție pe care am învățat-o și în privința căreia vom încerca să luăm acțiune, este faptul că profesorii chiar au nevoie de instruire în crearea conținutului online. Aici mă refer la instruiri pe comunicare, instruiri pe prezență scenică, elaborarea prezentărilor, crearea de conținut video. Și să știți că același feedback l-am primit de fapt și din partea profesorilor implicați, care sunt dornici, deschiși către să-și fortifice aceste abilități pe care le-am menționat. Ba mai mult decât atât, pentru a mai diversifica puțin conținutul pe care l-am creat, dar totodată pentru a face și o mică comparație, unele lecții au fost filmate de fapt de către actori și de vloggeri, oameni deci care sunt obișnuiți cu procesul de filmare, care sunt obișnuiți cu lumina reflectorului, să spunem altfel. Și după cum ne-am așteptat, s-au observat o diferență între ambele părți și aceste concluzii, să știți că le-am adunat pe parcursul unei luni și jumătate de filmare. Deci am avut timp să testăm aceste lucruri. Dar, într-un final, pot să spun că colaborarea în cadrul proiectului Educație Online ne-a reconfirmat, în primul rând, că direcția și misiunea noastră la nivel de emisiune corespunde cu nevoile sistemului educațional și, în continuare, vom oferi răspunsuri la necesitățile pe care le-am menționat astăzi prin episoadele și prin materialele noastre. Și colaborarea în cadrul proiectului Educație Online să știți că la nivel de emisiune, după câteva luni de activitate, noi la fel am fost nevoiți să ne readaptăm întregul format al episoadelor și al livrării materialului, pentru că conținutul trebuie să fie din ce în ce mai interactiv, mai ușor de asimilat, și în cadrul acestui proces un rol semnificativ l-a jucat încă o dată Fundația Soros, care ne-a oferit și nouă suport în cadrul proiectului New Media Incubator. Și după cum spuneam și la începutul discursului, educația în secolul 21 trebuie să ne pregătească pentru viață, cel puțin asta este viziunea noastră, și în condițiile de criză, precum și cea actuală, de exemplu, nu ar trebui să însemne stoparea procesului educațional, mai ales în era digitală, în care avem o mulțime de soluții ca să putem lua acțiune. Totuși, această experiență ne-a forțat să reinventăm procesul de învățare, predare, aș putea spune, și acest lucru se face participativ, implicând viziunile tuturor actorilor, deci de la părinți, la elevi, până la profesori și autorități, și cred că acest lucru deja începe să fie înțeles de fiecare în parte, după cum a fost menționat și de către domnul Cerbușcă, în studiul prezentat și realizat de către dumnealui, dar și de către ceilalți colegi de astăzi. Mulțumim mult, Cătălina. Menționai despre talentul de actor pe care trebuie să-l însușească profesorul care explică o lecție în fața unei camere de filmat și nu în fața elevilor. Mi-aduc aminte într-o lecție de retorică și public speaking în care participam. Ți-am menționat despre un politician foarte cunoscut în secolul trecut, un orator foarte bun care în fața mulțimilor era adorat de toți și știa foarte bine să livreze speech-ul, dar care era incapabil să facă același lucru în fața unui microfon atunci când trebuiau să înregistreze pentru un post de radio. Și trucul la care au mers ei era să-l pună pe acest politician în fața unui grup mare de oameni și microfonul în față. Deci poate găsiți echipa de filmare pe post de elevi în cazul dat. Așa un mic truc. Mult succes în activitatea care o faceți. Eu cred că acest tip de creare de conținut în ajutorul părinților și profesorilor și elevilor e binevenit și va fi tot mai mult și mai mult accesat pe platforma educației online. Acum s-a vorbit foarte mult despre educație generală și eu, din punctul meu de vedere, din urmărirea spațiului virtual și discuții, văd foarte multe discuții despre educația în instituțiile învățământ general,
dar mai puțin despre cum decurge procesul educațional în instituțiile superioare de învățământ. Și astăzi îl avem cu noi pe domnul Andrei Braicov. Domnul Braicov, vă mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră. Vă rugăm mult să ne expuneți cum se desfășoară relația universitate-student, atât în procesul de predare, dar și evaluare, și care sunt planurile universității pe viitor. Bună ziua, stimați colegi! Am constatat astăzi dimineață că și numele un pic s-a schimbat, dar și tema sunt Andrei, nu sunt Andrean, așa cum a fost enunțat, și agenda un pic tot a survenit schimbări. De fapt, voi vorbi și un pic și despre situația din universități, așa cum o acum, dar până atunci aș vrea să mă expun un pic la studiul realizat de domnul Corlat și de anumite reflexii în care sigur vor fi implicate și universitățile. Constatăm că această situație de criză a consolidat societatea, comunitatea profesorilor, a generat un șir de inițiative bune pentru sistemul educațional general. Cei din educație întotdeauna au fost prinși în transformări, în modernizări, doar că acestea au fost forțate de timp restrâns acum și aceste transformări acum sunt simțite de întreaga societate. Studiul realizat de domnul Corlat, realizarea procesului educațional în condițiile izolării actorilor învățământului general, așa se numește, l-am examinat de cursul la 4-5 zile și constat că a fost firesc acest studiu, necesar pentru evaluarea obiectivă a situației actuale învățământului general din Republica Moldova vis-a-vis de procesul educațional în condițiile izolării actanților. Este o inițiativă utilă a Fundației Soros, care a ajuns în atenția beneficiarilor studiului, Ministerul Universității, Gimnaziul, Liceile, de aceea ne oferă încredere că recomandările și concluziile studiului și cele ale discuției de azi vor avea impact pozitiv asupra tuturor actanților învățământului general național. Este corect să apreciem și perioada de timp record în care au fost făcute cercetările, dar și multitudinea de documente, surse informaționale consultate de autor. De altă parte, să observăm că sunt necesari și alte studii, unele de durată, care ar confirma, corecta sau completa concluziile acestui studiu. Despre asta voi vorbi mai târziu un pic. Recomandările în sine sunt foarte importante, eu aș spune că pe alocuri sunt îndrăznețe provocatoare. În același timp, cred că există loc și de unele sugestii, recomandări, eu aș spune, care ar cumva ar explicita poate unele propuneri ale autorului. Cele care sunt pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung. Aș observa că, nu știu, varianta poate finală, domnul Corlat a mai adăugat ceva, dar eu aș spune că pe termen scurt este necesar undeva de indicat că este importantă identificarea surselor pentru dotarea cu echipamente digitale de învățare și asigurarea conexiunii la internet pe bandă largă pentru elevii din familii social vulnerabile. Cumva, eu nu știu dacă cât sunt de mulți, dar cred că există așa situații și atunci ar trebui în regim de urgență de rezolvată această problemă, dacă nu este rezolvată. Mie mi-a plăcut, din studii am aflat despre organizarea grupurilor la domiciliu a resurselor de instruire în Bulgaria. Cred că pentru elevii fără acces la internet și TV, cred că ar fi o inițiativă care ar putea fi preluată în cazul în care avem așa situații. Pe termen mediu aș adăuga, e vorba de 1-2 ani, lansarea proiectului de cercetare care evalua impactul, randamentul instruirii la distanță. Elaborarea, organizarea unei platforme unice integratoare de suport pentru cadrele didactice. Mie mi-a plăcut ideile platformelor învăț online și studiu online și acestea trebuie să extinse pe aceeași dimensiune, pe această dimensiune, am zis, dimensiunea de formare a cadrelor didactice, pentru că au existat un șir de cursuri de formare continuă care au vizat în majoritatea cazurilor la aceleași subiecte. Prin urmare, s-ar putea de optimizat acest sau aceste acțiuni. Pe termen lung aș rectifica sau aș explicita expresia, exemplu, accesul liber la resursele de învățare, despre care domnul Corlat a menționat. Probabil aici autorul are în vedere libertatea instituției de a alege resursele de învățare, experiența Suediei, de exemplu.
Dar sigur că mai rămâne încă unii lucruri de probabil de discutat. Eu aș atrage atenția la unele lucruri care cred că sunt foarte importante. Parametrul cel mai important în asigurarea procesului educațional este profesorul, am în vedere cadrul didactic și managerul instituției. Aici cred că trebuie să recunoaștem că profesorii noștri au fost la un nivel foarte bun, s-au mobilizat și au asigurat și asigură în continuare procesul educațional la distanță, eu aș spune, la un nivel foarte, foarte bun. Noi suntem obișnuiți mai mult să ne criticăm decât să ne apreciem, dar eu privesc foarte pozitiv situația care este. Deci formarea profesorului este importantă. Prin urmare, în lista instituțiilor care putea implementa unele recomandări ale studiului menționat, trebuie să se regăsească și universitățile, pentru că ele nu se regăsesc acolo. Sunt interesante recomandările care pot fi date facultăților care formează cadre didactice. De exemplu, mie mi-e interesant dacă profesorii care au absolvit universitatea 5 ani, în ultimii 5 ani, au competență digitală mai înaltă decât a colegilor lor. Dacă da, atunci este meritul universității sau nu. Dacă nu, cel puțin unul dacă există, atunci sunt necesare ajustări ale programelor de formare inițială. Adică universitățile, sigur că trebuie să-și revadă programele de formare, trebuie să țină cont de iată, aceste provocări ale situațiilor de criză. Pentru mine apare întrebarea, de unde putem trage concluzia că un sistem educațional focusat pe tehnologii digitale este mai bun decât un alt tip de sistem educațional? Deci sunt necesare cercetări pentru a afirma cu certitudine acest lucru. Cu regret a rămas fără atenție un instrument extrem de important în procesul educațional, în deosebire la distanță. Este vorba de comunitățile profesionale digitale. Comunitățile digitale ale cadrelor didactice au ajutat foarte mult la preluarea experienței, la producerea în comun a unor resurse. Deci trebuie să le punem în valoare și să extragem cât mai mult din aceste instrumente moderne. Cum corelează aceste recomandări cu direcțiile prioritare în educație? Răspunsul la această întrebare este important pentru a obține proiecte cu finanțare externă, pentru că atunci când se apreciază un proiect, se ține cont de direcțiile prioritare ale țării, în domeniul, de exemplu, educației, precum și cum aceste direcții corelează cu direcțiile prioritare la nivel european. Am în vedere aceste recomandări, le corectează, le ajustează, le modifică, de exemplu, ce facem, cum realizăm conceptul STEM prin prisma articolului, cum asigurăm calitatea instruirii la distanță, este o altă întrebare care va impune cercetări, inițiative, documente, etc. În privința instituțiilor superioare de învățământ, universitățile au o anumită experiență în învățare la distanță pentru că au programe de formare în format face-to-face redus. Am în vedere grupele cu frecvență redusă și majoritatea pe parcursul mai multor ani au creat sau au organizat platforme de management al instruirii, cursuri electronice, sisteme informaționale și au reglementări clare pentru managementul digital al studenților. Un rol important de pregătire pentru e-learning aparține programelor europene Tempus Erasmus, care au avut loc parcursul ultimilor 10 ani. WETEN, TEREC, CRUNT, QIM, TEACHME. Deci, cu referire la învățământul superior, este un subiect sigur că aparte, care trebuie abordat complex și eu nici nu am, probabil nu sunt delegat să vorbesc în numele tuturor universităților, n-ar fi corect, nici nu dispun de toate datele statistice care ar trebui să fie prezent într-o astfel de comunicare. Doar pot să menționez că sunt cunoștinți de cauză că multe universități au organizat, unele universități au organizat formări continuu urgente și pentru cadrele didactice din învățământul superior. Dar universitățile acum au și alte provocări foarte importante. Este vorba de atragerea studenților, de actualizarea programelor în funcție de situațiile de criză. Da, cu referitul la învățământul general, multe universități deoarece au facultăți cu profil pedagogic, au fost implicați în formarea cadrelor didactice din învățământ general și cel profesional tehnic.
au fost implicate în pregătirea elevilor pentru evaluările naționale, mă refer la clasa 12 și clasa 9, în elaborarea resurselor educaționale digitale pentru elevi și pentru profesori. Universitățile care formează cadre didactice, mă refer, adică la formare inițială, va trebui să-și actualizeze programele de formare, astfel încât absolventul să facă față unor astfel de provocări. În sensul că proaspeții studenți, absolvenți, fiind plasați în câmpul muncii, ar trebui să nu aibă probleme cu organizarea instruirii la distanță. Universitățile au centre de formare profesională continuă. Mă refer la universitățile care pregătesc cadre didactice, care vor trebui să-și îmbunătățească programe de formare pentru profesori, să elaboreze urgent alte programe direcționate spre dezvoltarea competențelor necesare instruirii la distanță, instruirii digitalizate. Un rol special al universităților ține de cercetările științifice care urmează, legate de transferul metodelor, abordărilor pedagogice în format distanță digitală. Cred că există metode, abordări care pentru instruirea tradițională au eficiență și au demonstrat eficiență. Probabil este corect să încercăm să transferăm aceste metode în format digital, dar pentru asta trebuie cercetări, trebuie ajustări. Cercetări legate de elaborare modelelor de învățare eficiente în instruirea la distanță, de prognozarea efectelor, impactului instruirii digitalizate, de cercetări legate de expertizarea resurselor educaționale digitale, a nivelul de competențe digitale, de asigurarea calității instruirii online, pentru că în ultimii ani noi ne-am focusat pe asigurarea calității și este foarte bine. Într-adevăr, constatăm că atât în învățământul general cât și cel superior, calitatea instruirii a crescut. Avem și agenții, dar cum asigurăm calitatea instruirii la distanță, online? Deci este o altă întrebare care necesită examinată și discutată mult. Sunt de acord cu doamna secretar de stat în privința didacticilor, disciplinilor prin prisma TIC. Este un subiect care va preocupa probabil comunitatea academică. Sunt multe de spus, sunt constatări foarte interesante și care lasă loc pentru cercetare. Eu aș vrea să menționez la final că iată această necesitate de tranziție către educația la distanță a confirmat încă o dată importanța a două principii ale educației secolului 21. Colaborarea este prima și crearea, utilizarea resurselor și instrumentelor educaționale în distribuție gratuită. Și ce mă bucură foarte mult, se pare că societatea începe să înțeleagă rolul important al educației. Eu, când mă refer la resursele educaționale gratuite, mi-a venit o idee care probabil ar trebui cumva să ajungă și la companiile mari. La fel cum există aplicații în diferite limbi și la care avem acces gratuit, ar putea să fie focusate multe resurse pentru crearea resurselor educaționale în deosebire pentru disciplinile reale, mă gândesc în limbi, unde videoul este același, doar coloana sonoră se schimbă. Cred că eu înțeleg că pentru multe discipline există contextul național, dar pentru matematică, pentru fizică, pentru chimie, sunt sigur că va apărea o astfel de resurse. Probabil cei de la Microsoft și Google deja au anumite idei. În curând, eu sunt optimist, cred că vor apărea și astfel de resurse unde vom putea selecta limba și vom putea utiliza resursa în învățământ. Cam atât. Vă mulțumesc. Da, mulțumim mult, domnul Braicov. Eu îmi cer scuze pentru greșeala care era în agenda pentru... Nici o problemă, chiar mi-a fost interesant să revin și la universitate un pic. Cu referire la numele dumneavoastră, acolo într-adevăr era scris Adrian, acum am verificat și eu. Era Andrei Braicov. Mulțumesc pentru recomandarea sau mențiunea care ați făcut-o despre schimbarea programelor de pregătire a cadrelor didactice în cadrul universităților care au această competență. Într-adevăr, acum probabil va fi modificat un pic, adaptat programul național de pregătire a cadrelor didactice, astfel încât ele, odată ce au terminat sau au absolvit o universitate și este
cadru didactic gata să se încadreze în câmpul muncii, deține toate competențele digitale necesare pentru a asigura o educație de la distanță. Acum asta devine mai mult, mult mai important decât până acum. Noi am depășit timpul alocat acestei întruniri, dar dacă ne permite, cu permisiunea dumneavoastră, încă 10 minute pentru mici discuții și concluzii și recomandări, cine este disponibil să rămână pe fir. O întrebare care tot a apărut de câteva ori în comentarii la videoul nostru ține totuși de asigurarea tehnică a profesorilor și elevilor pentru acces egal la educație. Cred că cel mai vizat ar fi doamna Natalia Griu, dacă ar putea să ne spună. Doamna Natalia, sunteți cu noi? Nu vă văd pe... sunteți aici. Da, vă auzim. Deci întrebarea, toată lumea este curioasă cum se rezolvă sau care sunt planurile în acest moment. Și totuși, în acest moment, cât de mulți elevi și cât de mulți profesori încă rămân neasigurați cu echipament tehnic? Echipamentul tehnic, accesul la internet și într-o oarecare măsură energie electrică sunt chestii vitale pentru a avea acces la educație în ziua de azi. Vezi, dreptate, accesul la educație la distanță nu este posibil fără tehnologie. Și noi am monitorizat situația la nivel de țară, a specificat și doamna profesoară ce face un părinte care are 2, 3, 4, 5 copii, ce face un părinte care are roluri multiple și de pedagog și de părinte și de psiholog în egală măsură. De aceea dotarea cu tehnică este una dintre prioritățile noastre enunțate și de către ministrul Igor Șarov în multiple rânduri și în dialogul cu partenerii noștri noi am pus acest aspect ca o prioritate și ați văzut că treptat lucrurile se mișcă din loc. Vedeți doamna profesoară care este beneficiară de suportul Soros. Avem suportul pentru cadre didactice, dar și pentru profesori avem peste aloții care a ajutat mai mulți copii, i-a selectat. Dar nu ne-am oprit doar aici, pentru că asta este o intervenție încă mică. Știm că Soros are și alte deschideri, a venit cu o ofertă în acest sens, dar la nivel de sistem educațional s-au operat anumite modificări la legea bugetului și 20 de milioane de lei sunt direcționate spre procurarea de tehnică. Noi suntem la etapa de organizare a acestei licitații, care este una mare și una responsabilă. De asemenea, în dialogul pe care l-am avut cu GIZ-ul, tot avem deschiderea lor de a capacita elevii din învățământul profesional tehnic, din dual. Noi discutăm și cu PGI-ul și acolo tot avem sume de bani împreună cu UNICEF-ul. Vom cumpăra tehnică, computere, laptopuri, tablete pe care le vom da în școală și aceste dotări tehnice nu se duc în folosința unui cadru didactic sau doar a unei familii. Deci ele devin ca o proprietate a instituției de învățământ. Este o formă de capacitare pe termen lung a sistemului educațional. Ele devin proprietate a sistemului și se utilizează în școală în funcție de necesitățile care vor fi la această etapă. Să nu uităm că există și anumite standarde de dotare a cabinetului școlar și să nu uităm că, în conformitate cu formula de finanțare existentă, fiecare instituție de învățământ trebuie să se îngrijească să doteze instituția de învățământ, să utilizeze rațional banul public și să direcționeze banii alocați pentru dezvoltare, tocmai că pentru dezvoltare și nu la cumpărat de draperii și alte chestii. Deci este o chestiune de atitudine și de viziune și probabil acum noi vom realiza toată societatea cât de important este ca investițiile în educație să fie investiții pe termen lung. Da, mulțumim mult, doamna Natalia. Într-adevăr, managementul bugetelor pe care le au instituțiile educaționale devine un subiect foarte important. Cineva a făcut un comentariu în care menționa că
foarte multe biblioteci au fost dotate cu echipament de calcul, care acum ar putea fi utilizat de către elevii care nu au echipamentul dat și ar putea accesa de acolo resursele online sau altceva ce au nevoie pentru educație. Nu știu cât de mult sunt implicate bibliotecile în procesul dat. Sau ele noi sunt închise ca și școlile. Noi avem biblioteci publice și avem bibliotecile care sunt pe lângă instituțiile de învățământ. Într-adevăr, bibliotecile publice au fost generos dotate în proiectul Novateca, care a făcut o schimbare la față a acestor instituții publice și le-au transformat din locuri în care de obicei stau cărți în locuri în care societatea, comunitatea vine și participă activ și au devenit adevărate centre de formare și de mobilizare socială, bibliotecile astăzi în țară. Acum, direcția noastră și recomandarea pe care a făcut-o Ministerul a fost ca toate computerele care stau în școală și în cabinetul de informatică și în biblioteca școlară să fie direcționate către beneficiari. Sigur că e în funcție de a cui proprietate este. Nu te duci în biblioteca publică și iai cu forța computerele. Deci este proprietar. Sigur că la nivel local, iarăși încă o dată, la nivel local, fiecare instituție de învățământ, fiecare sat, raion, municipiu, trebuie să-și asume și să identifice cele mai bune soluții pentru ei, în funcție de contextul pe care l-au. Dacă ei decid că e bine să ia computerul din biblioteca publică și să fie un contract foarte clar pe transmitere. Deci sunt chestii care țin de procedură. Nu se va implica Ministerul Educației pentru fiecare din aceste situații, pentru că sunt oameni raționali și responsabili la fiecare nivel decizional. Da, mulțumim mult, doamna Natalia. Cum vreau să revin la domnul Corlat, pentru că domnul Braicov a făcut unele recomandări și comentarii cu privire la lucrarea domnului Corlat. Domnul Sergiu, dumneavoastră ați vrea să completați, comentați ceva? Da, sigur. În primul rând, mulțumesc pentru recomandări. Întotdeauna este loc pentru mai bine. Partea cu comunitățile de cadre didactice, într-adevăr, este una destul de importantă, chiar dacă aceste comunități țin mai mult de aspectul neformal sau informal a activității cadrelor didactice și cu siguranță instrumentele pentru organizarea acestor comunități în platforma integrată despre care am vorbit ar trebui să se regăsească. Pentru că odată ce se catalizează toate resursele și toate procesele care țin de activitatea educațională pe o platformă unică, este logic și instrumentele de comunicare să fie integrate în această platformă. Tocmai de această categorie de instrumente țin comunitățile virtuale, fie profesionale, fie grupuri pe interese sau oricare alte grupuri. În celelalte cazuri, probabil domnul Braicov a lucrat cu varianta care a precedat lucrarea finală. Multe din recomandările dumneavoastră deja sunt integrate în acest ultim document. Da, mulțumim mult, domnul Corlat. Suntem la etapa în care fiecare dintre dumneavoastră poate lua cuvântul și face anumite comentarii, s-o pune întrebări unor altor vorbitori, dacă sunt doritori. Aș putea, dacă se aude câteva
În primul rând vreau să anunț, mi s-a părut că foarte constructivă această întâlnire. Doi este că noi avem nevoie acum, toată comunitatea educațională, dar și toată societatea, să ne consolidăm pentru ca să promovăm valorile democratice și să facem ca educația într-adevăr să fie prioritară, pentru că atragem atenția acum că este foarte, alături de sănătate, este foarte importantă educația. Și doresc să spun că anume că s-au implicat acum foarte mulți factori, în afară de cei educaționali s-au implicat foarte mult și societatea civilă. Am văzut că nu sunt atâtea multe critici care de obicei erau nefondate, chiar dacă au fost constructive, și asta mă bucură foarte mult. De asemenea, susțin pe Daniela, care a zis că, într-adevăr, părinții ar trebui să fie susținuți și foarte bine că s-au implicat și au fost fideli parteneri ai noștri, cadrelor didactice. Mă bucură faptul că, chiar dacă nu sunt prea persoana care laud Ministerul Educației, dar vreau să spun că în această perioadă s-a implicat foarte bine și spre deosebire de alte state au demonstrat, într-adevăr, o cultură mult mai înaltă, pentru că nu au pus accent pe faptul acesta de haos sau de, de impunere anumitor sisteme, a lăsat ca fiecare școală după nivelul său și asta cred că trebuie să se întâmple și în sala de clasă și în învățământul online, unde copilul trebuie să meargă cu pașii lui și să fie susținut pentru ceea ce el face, nu pentru ceea ce el nu face. Și mass media, care a fost tot alături de noi, pentru că în mare parte a promovat cele mai bune practici și nu a fost foarte multe critici nefondate. În rest, succese tuturor și cel mai mult cred că au câștigat acum elevii, pentru că au obținut o experiență pentru viață extraordinară. Da, elevii au o experiență de viață acum foarte bună, dar cred că toți au obținut o experiență în plus, și profesorii și părinții. Dacă nu sunt alte comentarii, aș vrea să fac câteva concluzii și să punem punct acestei discuții, pentru că deja am depășit și timpul și știu că fiecare dintre dumneavoastră are o agendă încărcată. Sunt mai multe direcții pe care urmează să lucreze atât instituțiile publice, cât și comunitatea de experți, societatea civilă și comunitatea de donatori. Procesul respectiv de trecere, care noi îl considerăm, cred că și până în ziua de azi, unul temporar, de la educația din clasă față în față la educația online, posibil în viitor ar putea deveni un mod de înlocuire a procesului din clasă pentru cei copii care au o mobilitate redusă, poate, sau din motive de sănătate o perioadă mai lungă ar putea sta acasă, ar putea accesa foarte multe resurse online sau ar putea participa în acest mod la discuții cu colegii lor care se vor afla în clasă. Sigur că tot procesul respectiv va fi trecut oficial sau oficializat prin intermediul acelor regulamente sau documente de politici pe care le-a elaborat și le elaborează acum Ministerul Educației, noua strategie educației care este în proces de elaborare și la care cred că suntem invitați cu toții să contribuim atunci când va fi lansată pentru discuții publice, va include ceea ce acum 2-3 luni nu era poate o prioritate, și anume digitalizarea la maxim a procesului educațional, pregătirea cadrelor didactice pentru a-i face pregătiți pe toți să fie gata în orice moment să treacă de la învățământul din clasă la învățământul online, devine una importantă și este o sarcină a instituțiilor de învățământ superior, bunăstarea psihologică a tuturor actorilor implicați, profesori, părinți, elevi, managerii instituțiilor. Este un criteriu foarte important, cred eu, greu de asigurat și cu multe puncte care trebuie urmate. Bine că și mă bucur foarte mult că există deschidere din partea comunității de psihologi în Republica Moldova. Eu văzut o listă foarte lungă de cei care s-au oferit voluntar să ajute în acest proces. Acest lucru bucură foarte mult. Coagularea eforturilor a societății în general bucură mult. Deci o mobilizare socială, cred că fără precedent, pentru educație. Înainte de criza respectivă, lucram la strategia pentru viitor a următorilor ani a Fundației Soros, și anume punctul de educație era un punct important acolo și ne gândeam cum să mobilizăm noi mai bine societatea în suportul educației. Păi bine, punctul ăsta cumva s-a realizat acum. Societatea este destul de mobilizată, există foarte multă dorință de implicare și ajutor din toate părțile.
Acum e important ca acest val să-l menținem pe mai mult timp, pe câțiva ani înainte. Și după câțiva ani să avem o educație de calitate, cu acces egal pentru toți, în care toată lumea participă o educație inclusivă. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la discuția de azi. Cred că a fost foarte interesantă. Înregistrarea rămâne online. O vom avea și noi în format offline și o vom plasa pe pagina noastră. Evenimentul este organizat în cadrul unei inițiative a Fundației Soros numit Comunitate pentru Educație de Calitate, mai pe scurt numit și COMPEC, o comunitate în care noi încercăm să facem exact lucrul pe care l-am spus anterior, să mobilizăm cât mai mulți actori în suportul educației în Republica Moldova. Vă mulțumesc tuturor, o zi bună în continuare, mult succes în activitatea noastră profesională și sper în câteva luni să vorbim deja despre hai să evaluăm ce a fost și să ne pregătim pentru ce va fi. Acum încă suntem într-o perioadă în care trăim criza. O zi bună în continuare tuturor. La revedere! La revedere! La revedere! La revedere!